prezență, rezultă că la ședința de astăzi prezența este de 11 consilieri, prin cei 13 care compun Consiliul Local, absent fiind domnul Vidine Cătălin. Am să citesc procesul verbal al ședinței din 18 mai 2022. Doamnelor și domnilor consilieri, în comunitate de codul administrativ, în baza dispoziției primarului Comunei Tama și privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tama, județul Bacău, pentru data de 18 mai 2022, ora 9, prin unitate de participare la ședință numărul 145 din 17 mai 2022, a fost convocată ședința extraordinară a Comunei Tama. Din verificări de concedie prezentă, rezultă că la ședința de astăzi, din cei 12 consilieri care compun Consiliul Local al Comunei Tama, sunt prezenți 11 consilieri locali, absent fiind domnul Vidine Vali Cătălin, astfel că ședința este legal constituită și pot începe lucrările. Secretarul General de citire procesului verbal din ședința anterioară, din data de 27.04.2022, solicită dacă sunt înscrieri la cuvânt referitoare la procesul verbal. Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot procesul verbal la ședința anterioară, din data de 27.04.2022, voturi pentru 11, voturi împotrivă 0, abțineri 0. Procesul verbal al ședinței anterioare este aprobat. Președintele de ședință prezintă ordinea de zi a ședinței. Proiect de hotărâre numărul 30 privind schimbarea reprezentantului legal al Comunei Tama, județul Bacău, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Siret Gaz. Și diverse. Se supune la vot ordinea de zi, voturi pentru 11, voturi împotrivă 0, abțineri 0. Se continuă cu prezentarea proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot proiect de hotărâre privind schimbarea reprezentantului legal al Comunei Tama, județul Bacău, în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Siret Gaz. Voturi pentru 11, voturi împotrivă 0, abțineri 0. După epuizarea ordinii de zi, la punctul diverse, sunt luări de cuvânt. Domnul Ceasăr, Constantin, solicită lista persoanelor implicate în proiectul social. Domnul Bucur solicită informații cu privire la activitatea desfășurată de domnul Daniel Ligur în cadrul proiectului social. Domnul Toma solicită informații cu privire la activitățile desfășurate de personalul implicat în implementarea proiectului social, serviciile prestate și achizițiile efectuate. Domnul Ceasăr întreabă cine deține apartamentul închiriat cu 50 de lei pe lună. Domnul primar răspunde, apartamentul este închiriat doamnei Niculina Andrei. Cine este pentru, dacă sunt obiectivuri, dacă sunt completări la ce se întâmplă? Sunt oameni președinte, să începem pe misiunea noastră. Ar vrea încă o dată, pentru că în debutul citirii procesului verbal ați menționat că nu sunt luări de cuvânt. Că drept dovadă către final, sunt luări de cuvânt. N-am fost luări de cuvânt la procesul verbal anterior. A, da, asta vă zic. Doamne și eu. Deci, componența Consiliului Local nu sunt 12 consilieri. Sunt 13 consilieri. Da, dar nu este... Da, dar nu, da, componența lui așa se prevede. Sunt 13 consilieri, un post vacant care chiar va ajunga să nu știu de ce. La următoarea ședință o să discutăm asta. Nu este treaba asta inutil. Și ilegal. Inutil și ilegal. Legea nu dă voie. Tot spuneți asta cu 12. Nu! Comuna Tamaș are 13 consilieri local. Da, dar în fund, păi, momentan sunt doi. Dar tot de acolo se pune treaba asta ca să voie legea. Dar cum înțeles că e o paritate. Toate consiliile locale din toată țara asta. Și sunt număr impar. Noi suntem doar ilegalitate. Chiar este comisia de 15, 17, tot așa 23, etc. Deci, ideea e, are dreptate, domnul președinte, că trebuie să menționați că componența Consiliului Local e formată din 13 consilieri. Ca să fim statutari. Componența ce citește 12, nu, sunt 13 consilieri. Așa este. Păi, ce nu menționați dacă așa este, sunteți 12? Sunt 12 în funcție. În funcție sunt 12 consilieri. Sunt. Da? Obiecțiuni la procesul verbal? Obiecțiuni, dacă îmi permiteți, astăzi ar trebui să invederem o dată pentru totdeauna. Și, domnule, domnilor, doamnelor, când ne obligă legea, când venim cu al 13-lea consilier ca să intrăm ce mai legalitate. E vorba de procesul verbal, aici atestă. Știu, știu,
discutăm. Discuții la procesul verbal. Lăsați-mă să termin ideea. Și de asta sunt diverse ca să discutăm. Nu, nu, aia e altceva, dar diverse dezbateri sunt altceva diverse. Asta este o problemă. Pentru că noi, spre exemplu, putem solicita să nu semnăm și să nu aprobăm și să depunem contestații la procesul verbal. Deci dacă dumneavoastră ascultați și mă lăsați să termin ideea, vă însușiți mesajele care vreau să ce transportul. Am înțeles, nu mai mare. Am fost ședința la fel au fost o intrare mai discuție și până asta ați oprit o ședință și a spus că la diverse se discută. Acum Bucureștiul era pentru diverse, pentru că erau și limitate. Domnule primar, haideți, vă rog frumos. Să dăm drumul la ședință. Exact. Dar nu știu la procesul verbal, pentru că mă adresez doamne secretar, pentru că dumneavoastră ei contrasemnează de legalitate. Nu mă adresez dumneavoastră, credeți-mă. Eu doar m-am atras atenția că discutați pe lângă subiectul. Este impropriu. E deplasată. Intervenția noastră. Eu solicit doamnei secretar, să luați măsurile la următoarea ședință, pentru că noi, grupul politic PNL, credeți-mă, vom depune contestații la procesele verbale de acum încolo și vom solicita prefecturii, departamentului juridic, să ia decizii cu privire la ce se întâmplă în Consiliul Local. Deci noi nu vorbim de UAT, tramașul de masă, sunteți responsabili pe angajați. Noi vorbim de Consiliul Local, o autoritate diferită. Înțelegeți? Din acest motiv, ca să fie intervenția noastră mai pliată pe subiect și să se bucure de oportunitate, încercați să observați când vorbim despre UAT, Tamaș, Unitatea de Administrație Teritorială și când vorbim de Consiliul Local. Când trebuie să subiect la procesul, să vă vorbim ce am făcut și ce aveți treaba. Pentru că urmările sunt cu privire la ceea ce face doamna secretară. Deci eu personal, în calitate de secretar la grupul politic PNL, vă solicit ca la următoarea ședință, ori inițiem noi consilieri în proiect și aducem al 13-a consilier, așa cum e obligul OG57 pe 2019, ori propuneți, pentru că dumneavoastră sunteți secretar general, domnul primar, să inițieze un proiect, pentru că rezidă inclusiv în sarcina dumnealui să completeze, pentru că obligațiile legale nu prevalează numai asupra noastră, inclusiv asupra domnului primar și inclusiv asupra dumneavoastră. Deci vă rog frumos, doar atât am vorbit. Mulțumesc. Supuneți la vot, vă rog, procesul verbal. Noi se supune la vot procesul verbal la ședințe din 18 mai 2022, cine este pentru? Toată mea pe nu suntem de reacredință, dar trebuie să intrăm și noi în legalitate. Dar trebuie să vă rog. Hai, dar... Ia subiect. Domnul Popa, dar zic nu, te-o pus în ședință. Vă ieziți și dumneavoastră cum se țin ședință. Proiectul de hotărâre numărul 31 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai 2022 iulie 2022 propune pentru președinte. Vă rog, doamna. Pentru următoarele trei luni, este Elisabeth. Vedeți, nu avem președinte. Asta e sincopa la care am crezut. Legea nu ne dă voie să facem ca cea mea asta. Să spune la urmă. Cine este pentru... Mai sunt propunere pentru... Doamna, pe care pentru mine e interpretită să spune la urmă. Sunt propunere pentru președinte. O susține pe doamna Isabel, dacă... Spune la urmă. În final, domnul Asieri trebuie să trăie pe cine este pentru doamna Nescă Isabela, președinte de ședință? Toată lumea pe aici. Poftim, doamna Isabel. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai bine să fie. Suntem singuri. Doamnelor și domnilor consilieri, am fost convocat la ședința ordinară a Consiliului Local astăzi, 30.05.2022, în sediul administrativ Tamaș, următoarele proiecte pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 32 privind decontarea contravalorii transportului efectuate cadrele didactice. Proiect de hotărâre numărul 33 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul 1, anul 2022, pentru Comuna Tamaș. Proiect de hotărâre numărul 34 privind avizarea întocmirii PUZ, construirea ansamblului de locuințe în Comuna Tamaș, județul Bacău, pentru terenul intravilan situat în satul Chetiș,
Comuna Tamaș, județul Bacău, beneficiar Gugiu Andrei Mihai. Nu e în satul Petriș. Poftim? Nu e în satul Petriș. Proiect de hotărâre numărul 35 privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tamaș pentru semestrul 2 al anului 2021-2022. Cine este pentru ordinea de zi? Dacă vreți mai la Haideți să privind utilizarea excedentului și să suplimentați cu un proiect 37. Proiect de hotărâre numărul 36 privind excedentului bugetar din anii precedenți. Întâi supunem la vot ordinea de zi. Doamna președinte, cu toată încredința, mulțumesc. Doamna secretară, explicați că trebuie să luați actul de procesul verbal, să-l semnați și să-l sigilați de la președinta ședință. Deci așa se pare. Încercați să întrebăm în trebuie. Președinta să fac cineva în doamna președinte. Nu mai trageți motiv. Încercați să insuflați o prosim doamne, pentru că deja este președinte de ședință și trebuie să ieși între prerogative. Da, următoarea ședință, că asta se procesează. Să-i aduceți la cunoștință. Da, nu, procesul verbal, pentru că am avut un comand, dar următoarea și vă rog, familia. O maximă nu mai întâlnă. Da, e nevoie, doamna, pentru că trebuie să îndeplinim un cadru legal. Nu am deci, de acasă. Deci, la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Se suplimentează ordinea de zi cu proiectul numărul 37, privind termenirea contractului de asistență și reprezentare juridică pentru anul 2022. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 32, privind decontarea contravalorii transportului efectuat de cadrele didactice. Domnule primarie. Propun. Articolul 1 se aprobă decontarea contravalorii transportului efectuat din cadrele didactice pentru luna februarie, martie, aprilie 2022 în suma totală de 13.000 de lei. Articolul 2, cu îndeplinirea prevederilor hotărârii, se încredințează compartimentului financiar contabil impozite și taxe, eliberarea autorizației de transport și resurse umane. Articolul 3, prezenta hotărârii va fi comunicată primarului Comunei Tamaș, compartimentului financiar contabil impozite și taxe, eliberarea autorizației de transport și resurse umane, școala gimnazială Chetriș, instituția prefecturii județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Dacă sunt discuții, dacă trebuie doar la acest proiect, vă rog. Mulțumesc. Aș felicita doamna secretară să confirmați dacă, după cum am discutat inclusiv vineri, inclusiv astăzi, dacă s-au operat modificările așa cum ne recomandă legea. S-au făcut modificări respective, da? Cu referire la inițiator, aici lipsește toate fundamentare. Doamna Urău, văd aici cine am dormit, așa zisul raport de specialitate, care nu este un raport, este dormit într-un mod descrecabil. Doamna propune adoptarea unui proiect. Propunerile face doar primarul, inițiatorul, sau consiliul local, în cazul în care inițiatorul este un consiliu local. S-au făcut adunătările respective? Ca să știm ce poziție avem pe de proiect. E raportul de specialitate, a rămas același care îl aveți și dumneavoastră. Da? Are referatul de aprobare. Așa, dar la comisie v-am informat că lipsește avizul sau procesul verbal de la Consiliul de Administrație. Aici, dacă... Asta ține de Consiliul de Administrație al școlii. Școala veni cu adresă, conform legii spune în felul următor. Toate cererile sunt depuse la Consiliul de Administrație al Școlii. Consiliul de Administrație le analizează. Așa, da, dacă domnul director a considerat că toate cererile sunt valabile, a făcut un tabel cu sumă și nominal și l-a trimis la primărie. Primăria, în baza solicitării, a inițiat, domnul primar a inițiat proiectul de hotărâre.
Hai să numărim la trecută de la cu doamna Cotruță ca să nu mai aliniem niciunul. Deci, conform legii, chiar dacă este transportul comun la un punct acolo, este foarte bine stipulat, dacă vin cu autoritățile proprietate personală, ce se va deconta? Doar un abonament, valoarea unui abonament nu dă cât consumul, nu interesează pe nimeni, doar un abonament se dă. Toate hârtirile care spune că mă înaintez către primărie, ce sunt înaintate către școală, cele respective sunt completate, capsate în spatele fiecare cerere are capsat bon, pichetul, știu eu, bonul de benzină, bilete de autobuz, abonamentul. Se întocmește o centralizare în Consiliul de Administrație să trece respectivul tabeluț și apoi înaintăm către dumneavoastră ce? Așa se desfășoară. Dacă pe viitor să vrea să aducem hârtiile aici, deși eu nu le găsesc rostul aici. Da. Dar dacă vrea cineva să le consulte, sunt la școală. Nu e vorba de consultare, dacă îmi permiteți. Doamna Curlou a menționat avizul de la Consiliul de Cea. O să-i aducem specialitate. Da, am înțeles. Când am făcut acordul la anumite documente și sugerez că în baza documentelor respective ați îndreptățit pe domnul primar să se transforme într-un inițiator. Dumneavoastră te primești documentație, inclusiv la comisii, documentația respectivă nu a ajuns. Eu doar am întrebat, pentru că noi ca să ajungem la acordare, întrebăm de documentele respective. Există avizul Consiliului de Administrație sau Consiliul de Educație? Există. Există, nu e niciun dubiu. Deci noi lucrăm pe informativ. Da, întotdeauna. Întotdeauna, când îl înainte, că trebuie să existe. Maciu, dar, da, spune-și. S-au luat trei luni, nu s-au decontat? Da, nu. Deci aici, consilul local, cum se spun? Ai vinat o sigur. Nu neapărat e vinat. Nu știu, se decontează odată când sunt bani, ceva de genul ăsta. Deci, cum să spun, de asta... Nu știu, trebuie să mai fost acolo. Ar trebui să fiu. Nu. Ba sunt bani și se dau o lună, ba nu sunt bani și se dau pentru următoare de trei. Ultima dată a fost chiar... Și de obicei se strâng să fie de pași și de trecere. Sunt bani, nu sunt bani. Vă dat bani sau nu vă dat? Deci, simplu. Nu e o dată, că de aia nu mai e. Nu, văd s-au dat trei luni. Deci, da, nu s-au dat. Da, nu s-au dat, nu s-au dat. Dar de obicei se dau cont că, băi, să fie un bani de pași și să fie un bani de trecere. Cam așa... Bine. Dar nu e nicio problemă. Toată lumea e conștientă, băi, bine că vor veni cândva. Cam asta e ideea. Dacă nu sunt, domnul director, să termin ideea. Da. Eu înțeleg că domnul primar care are inițiator are nevoie de documentație. Pentru că eu chiar sprijin demersul domnului primar. Fiecare consilier în parte trebuie să sprijine ce face UAT prin conducătorul executiv. Deci dumneavoastră pune în execuție HCL-urile pe care noi, da, Consiliul Local Dumnezeu, le trebuie și le adoptăm în mod legal, cu respectarea prevederilor legale. Din acest motiv, noi aici doar căutăm informații să ne însușim, domnule, că luăm o decizie în știință de cauză. Da. Eu ne pronunțăm așa după că ne-am întâlnit aici, hai să bem și, domnule, totul e ok. Trebuie să știm în profunzime. Da, am înțeles. Mulțumesc. Da, da, asta pentru noi. Supunem la vot proiectul numărul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Trecem la proiectul numărul 33, privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru trimestrul 1, anul 2022, pentru comuna Tamaș. Propun articolul 1. Se aprobă contul de execuție pe trimestrul 1 anului 2022 al comunei Tamaș, conform anexei parte integrată în prezenta hotărâre. Bilanța la data 31/3/2022, contul de rezultat patrimonial la data de 31/3/2022, contul de execuție a veniturilor la data de 31/3/2022 și contul de execuție a cheltuielilor la data de 31/3/2022. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului, compartimentului financiar contabil din poste și taxe și instituția prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștință conform legii. Dacă sunt discuții, dar eu aș vrea să mulțumesc. Cu privire la contul de execuție, aduc la cunoștință Consiliul Local, așa cum am dezbătut la Comisia Juridică, în primul rând,
venit cu întârziere de o lună de zile. Deci trebuia la ședința din, din luna aprilie. Așa o fie legea. Numai execuția bugetară pe trimestrul 4 poate fi amânată până în decembrie. Aici aș dori o interpelare la doamna secretar. Doamna secretar, să ne confirmați dacă a fost modificat documentul ăsta pe trimestrul 1 și nu trimestrul 4. Da, a fost modificat. Deci s-a modificat, da? Da, da. Așa. Aici, la raportul de specialitate, ar mai avea ceva de adăugat, dacă permiteți. Lipsește expunerea de motive. Adică, cum e, discutăm de norme de tehnică legislativă, legea 24/2000. Dacă persoanele îndreptățite să întocmească documentele, tipul doamna Gurău Mihaela, nici în ziua de astăzi nu și-a însușit cum se întocmește și cum se elaborează un document. Ar trebui, în opinia mea, noi, Consiliul Local, să informăm persoana respectivă că sunt niște metodologii pe care trebuie să le respecte. Adică, un raport de specialitate nu este o referat de aprobare pe care îl întocmește domnul primar, de bună credință, că așa spune legea. La raportul de specialitate trebuie să explice care sunt efectele juridice, cum se cheltuie, ce se întâmplă cu proiectul, care e nota de fundamentare. Adică, dumneavoastră, este necesar proiectul, nu primarul trebuie să fundamenteze. Inclusiv dumneavoastră trebuie să colaboreze și dar persoana care întocmește documentul tip aici, raport de specialitate, nu e chiar e întocmit pisicește. Adică, dumneavoastră, a copiat ce e referatul de aprobare. A spus că da, în baza postului de... Ai avis? Ai avizul Comisiei Juridice. Aviz nefavorabil sau trebuie așa de la avizul cealaltă? Avizele sunt consultative. Nu, nu, bine. Noi discutăm pe speță, discutăm, știm chestia asta. Nivelul ăsta este depășit. Aș vrea să fac o paranteză, raportul de specialitate zicea să fie făcut de către doamna Gură. Nu este făcut de către doamna Gură. A, ziceți foarte bine. Doamna, ce a venit? Asta e plină. E același lucru. Nu, e o diferență. Este inutil unui să-i spunem fiecare persoane ce înseamnă tehnic legislativ. Doamna secretar și-a însușit. E pe persoană. Spuneți-mi că eu am și o semnătură aici, sunt primar. Foarte bine. Aici m-a dat la cunoștință. Așa cum de un an jumătate tot a dat la cunoștință Consiliul Local, inclusiv dumneavoastră, că un raport de specialitate înseamnă, de fapt, intrinsec, o notă de fundamentare. Adică referatul de aprobare acela pe care îl prezentați, de fapt, un raport de prezentare. La spuneți toate efectele pe care le creează o eventuală hotărâre de Consiliul Local. Pentru că ea creează efecte juridice în societate, inclusiv asupra noastră. Adică eu, în calitate de părinte și cetățean și consilier local, trebuie să știu dacă mă supun efectelor respective pe care le creează HPL-ul respectiv. Adică persoane care sunt îndreptățite să inițieze, să elaboreze, să aducă în plen, să aducă la comisii, noi să deliberăm și să adoptăm, dacă își dau seama că respectă legea sau nu. Și aici avem, mă adresez doamne secretar, dumneavoastră dă un aviz și la rândul ei semnează, contrasemnează pentru legalitate. Adică trebuie persoana respectivă invitată și trebuie să-i se însușească, să se insufle persoana respectivă că un raport de specialitate înseamnă o notă de fundamentare. Deci nu poți să dai clip pe Google sau pe Google, cum spunea Vanghele. Deci eu, banalitatea, în mieniu 3, în mai 2022, încă venim cu hârtimuțe care nu se bucură de statut de documente. Pentru că astea, în prima fază, îți fotocopie, maculatură, n-au nicio valoare juridică. Noi astăzi le dăm valoare. Și eu, ca să pot să mă pronunț așa cum îmi dă dreptul legea, să mă pronunț asupra proiectului respectiv, trebuie să mă asigur că proiectul prezentat îndeplinește condițiile. Aici vorbim de un pic. Norme de tehnică legislativă. I-am explicat, doamne, să citească legea 24/2000, ținând cont de tehnică legislativă, și acum îi învață, legea respectivă ne învață, cum se întocmesc documentele publice. Dacă mai sunt și astăzi, domnul domn, dacă vedeți aici pe bilanț, scrie număr de înregistrare 1230 din 2604-2022. Noi nu aveam timp să facă ședința, pentru că noi trebuia să stăm 7 zile.
spunea că s-a dus doamna ședință. Eu i-am cerut. Da, da, ce am crezut. Doamna, pe ce-o mai cerut? Doamna, pe ce-o mai cerut? Doamna, contabilul trebuie să-mi dea și un text. Nu, nu e obligatoriu. Doamna președinte, noi, dacă, cum spun local, dacă supunem la voi și solicităm să invităm un departament sau o persoană să vină, să ne aducă ulterioare. Eu știu că se întâlnește cu reprezință și acum te fac toți și noi vă susținem din toată sufletul. Am înțeles, am înțeles. Dacă vreți să adresați, dacă permiteți, doamna, pentru că dacă cremez mai în profunzime, descoper că nici doamna Gureau, dumneavoastră are o filometrie, doar că filmează, nu, doamna Andrei Niculina, ce spus. Trebuia să o invitați pe doamna Andrei Niculina. Că nu doamna asta. Și puteți să vorbiți în numele dumneavoastră? Nu știu ce despre ce referați. Vă aduc la cunoștință imediat. Deci, în raportul de specialitate, dacă consider că pe viitor doamna secretară o să vă informeze, care sunt normele de legislativă prin care dumneavoastră întocmiți un document, mă înțelegeți? Dumneavoastră nu puteți să propuneți Consiliul Local, că asta înseamnă o ingerință asupra deliberărilor și adoptărilor unui ACL, mă înțelegeți? Încă ca să legea, dumneavoastră face documentația pentru inițiator. Nu pentru noi. Așa cum domnul Dariu cinea, emiterea unui, poate am o dictatură aici, emiterea unui document ca să se întâmple un miliard. Deci nu solicita emiterea unui document. Deci, în concluzie, doamna Niculina, o să-i facă referire doamna secretară, trebuie să învețe să se uite un ghid cum se întocmește un raport de specialitate și să prezinte o notă de fundamentare. Adică, dacă HCL-ul ăsta trece, este adoptat, creează efecte. E, care sunt efectele? Folosește comunității la punctul D. Efectele juridice sunt astea, pe termen lung, pe termen mediu, pe termen scurt. Adică sunt banalități. Facem aici un fel de discuții sterile. Deci, în concluzie, persoanele care întocmesc raportul de specialitate, de fapt, e o notă de fundamentare, ca fundamentare întreg proiectul. Pentru că dumneavoastră, credeți-mă, sau doamna Niculina, prin activitatea dumneavoastră, aruncați în aer munca domnului primar. Și dumneavoastră intră într-o oarecare umbră din cauza departamentul de specialitate. Dumneavoastră trebuie să vă chemi în ședință și să spună, băiatul, puneți o oră, două, mâna pe cale, studiați un pic ce trebuie să faceți, aveți niște atribuții în fișa votului, niște atribuții acolo pe care trebuie să le respectați, mă înțelegeți? Vorbim de drept administrativ. Cel, zice clar, cel care nu se bucură de un grad de profesionalism, pleacă de pe poziții, bum! Și postul se supune, se vacantează, se supune la examen. Deci, încă o dată, și în ce spune față de dumneavoastră, că nu dumneavoastră sunteți persoana cu totul și dumneavoastră aveți un raport de specialitate, tot atât este cadrul. Mă înțelegeți? Adică nu este legal. Eu nu pot să mă pronunț pe înfățoare pe fotocopii. Mă înțelegeți? Eu nu pot să le iau în considerare în care. De exemplu, la ce vă referiți? Am înțeles. Mă refer la întocmirea raportului de specialitate. Vorbiți de la colegii mele, dar despre de lucrare. Noi nu putem, suntem într-o ședință, doamne Gureau. Noi nu putem opri ședința și să vă iluminăm pe dumneavoastră cu informații ulterioare. Am explicat, doamne secretar, că dumneavoastră este întreptățită să se asigure de legalitatea documentelor, de circuitul intern al documentelor într-un UAT, legătura, relația dintre UAT și Consiliul Local. Așa funcționează o administrație publică. Mă înțelegeți? Deci spun asta informativ. Repet, domnul primar nu are nicio vinovăție. Dumnealui doar e victima calității personalului din primărie. Cine este pentru? Dar mai sunt luări de condiții, doamne, vă rog să permiteți, am așteptat. Deci comisia e bună. Da, doamne, prezentat, dar asta nu puteți să încălcați dreptul la doamne de cuvânt. Pentru că atunci supunem la voastră și vă zic, dumneavoastră, nu poate mai să șați care nu vreau. V-am așteptat, vreau să spun că nu aveți avizul Comisiei Economice nici favorabil, nici defavorabil. Ne-am abținut tocmai din următoarele impedimente. Avem avizul 36, în care ni se cere suplimentarea bugetului pentru... Ajunge. Bă, ăsta îl vedeam după. Nici nu poate. Deci dacă Comisia Economică nu a luat în considerare lucru, acolo menționează clar, Comisia 1 și 2. Dacă Comisia 2 nu a întocmit, adică nu a luat în considerare
a considerat că nu îndeplinește condițiile de lege pentru că nu este fundamentat pentru documente edibile, înseamnă că dumneavoastră nu știți. Doamna secretară, vreau să mă adresez. Vă interzice legea să puneți pe proiectul ordine de zi. Cu totul că am stabilit totul dumneavoastră că nu avem proiect de ordine de zi, dar la următoarea ședință vom intra și mai în legalitate și cu proiectul ordine de zi. Deci, legea nu vă permite nici măcar să aduceți. Trebuie să informați președintele de ședință să-i spuneți că proiectul respectiv, numărul X, nu îndeplinește condițiile de lege. Adică nu poate fi supus nici măcar de eliberare. Dar am spus la ce punct. Nu se poate pune, nu contează. Deci dacă vă soată comisia 1 și 2, nu aveți, nu aveți avizul comisiei juridice, dar nu aveți avizul comisiei economice, care este indicat. Pentru că retragerea, punerea sau retragerea unui proiect este o oportunitate. Aici proiectul nu se privește condițiile de lege, adică pe legalitate. Nu e atât așa, dar dacă nu, conform de legii, ce zice? Dacă zice, dacă nu are aviz, nu poate fi. Nu poți să fie aviz. Dă-i toate aici. Are aviz de juridic. Da, să-i deși. Dar dacă trebuie la ambele. Ar trebui să retragem din ordinea de zi. Nu, nu retragem. Aia e o oportunitate. Adică, îndeplinește condițiile de lege, poate fi pus pe ordinea de zi și se pot pune amendamente. Deliberări, dezbateri sau adoptare. Dar aici suntem în faza în care, zice legea așa, secretarul general informează direct președintele. Fiecare proiect înainte să citească dacă se bucură de condițiile legale. Adică, dacă a fost luată lucrul la comisii, că aici e, dacă comisiile nu iau un lucru documentație, exact ca un polițist care îndrăgul din înapoi că nu e valid, că am făcut un pletel la domnul Tocchitu acasă, singur, sau un permis. Dar e altceva. E același lucru. E același lucru. Da, dar așa, aici e toate fracțiuni. Încălcarea pentru plan administrativ, credeți că nu e fracțiune? Tot e. Noi aici, dacă ne liberăm și adoptăm HCL-ul, fără să respectăm cadrul legal, să vârșim niște fracțiuni. Nu facem altceva. Deci îmi puneți la urmă, puteți face, domnul primar, dacă mi-e permiteți o sugestie, o ședință extraordinară, oricând puteți să faceți o ședință extraordinară. Mă primă acum de sugestie, dar aș vrea să justifici Comisia Economică de ce nu a vizitat proiectul și de ce nu a dat aviz favorabil sau nefavorabil. Trebuie să justificați. Dacă nu scrieți, nu-i bani. Cine face marginea? Am vizitat deși la Comisia Economică. Nu faci parte de aici, nu sunt de la mine. Nu, dar vreau să vorbească cu tine, dar nu faci parte din comisie, vreau să vorbească cu comisia. Da. Economică. Domnul Mișca, domnul Ceasă, vedeți și popa Lucian. Ce parte? Da, eu vreau să nu avem. Am ajuns să nu ne-am plecat, dacă vă uitați. Nu aveți ce nu aveți? Nu avem comisia aia formată, statutară. Dar și... Clar, deci nu au cinci consilieri, cum spune legea. Iar nu e în paritate. Și am ajuns, nu ne-am plecat, dar am început. Din cinci, în prima ședință, era doamna Dorțu acolo. Din cinci sunt trei prezenți, doamna Părțelor, din cinci sunt trei prezenți. Nu știu. Deci eu vreau atunci fost în conținere. Conținere, și-o dat seama că au spus cu bună credință atunci. Hai să facem ședință, hai să facem într-o de zi. Nu, nu s-o vrut. Dar măcar am întrebat. Justificarea la proiect ce v-am întrebat, nu? Nu facem, nu facem și asta. Nu spuneți din ce vreau. Nu trebuie să justificăm verbal, o să scrim acolo. Trebuia să scrii până să înceapă ședința și nu scrii. Dacă nu are aviz din loc. Păi da, e explicat de ce nu e aviz. Doamna secretară, trebuia să înțeleagă că nu mai avea loc discuția asta. Din cum mă, cum e aviz? Nu mă, politicii să-i luați de aviz. Era 2-2, domnul primar. Asta e de aici. Secretarul comisiei. Secretarul comisiei. Da, păi da. Secretarul comisiei nu e. Deci unde e secretarul? Păi și președintele. Păi și ce avea președintele?
sunt varză. Nu are ce trebuie să spune așa, că nu înțeleg, ce aveți, nu înțeleg, de ce nu am... Comisiei economice, pentru că noi trebuie să fim cinci. Ok. Suntem patru. De ce nu ați scris aici? Unul nu vine, secretarul nu vine. De ce nu mi-ați justificat aici scris? De ce nu v-ați asumat scris? Pentru că secretarul și citiști, dacă prima n-a pregătit și la mine amată. Dom'le, dar aici sunt secretar. Păi, nu, păi, da, nu am vedea că ți-a dovedit. Deci, de când spunem, de la începutul Consiliul Local, treaba asta? Nu, nu spunem, dezbatem și vreau o explicație, nu am o explicație. Deci, aici este o ședință extraordinară, facem. Eu am specificat și când la prima mea poziție, la luarea de cuvânt, și am spus, proiectul ăsta trebuia trecut lăsat la urmă. Și atunci, dom'le, proiectul cu altul de execuții, s-a aprobat sau nu s-a aprobat? Care e explicația că nu înțeleg? Asta am înțeles. Am înțeles, ați discutat, ați dezbătut, dar de ce nu ați justificat sau de ce nu ați dat favorabil sau favorabil? Nu v-ați dat, nu mi-ați să... Domnul Prima, vă explic că v-ați dat înțeles. Văd că dumneavoastră... Avizul favorabil sau favorabil se dă pe o oportunitate, adică, dom'le, ești pro sau contra proiectului? Dar e nu-i vorba de pro sau contra. Ei n-au ajuns să depășească pragul legal. Adică, nu este legitim. Fii cu niște hârtiuțe, nu dumneavoastră, ca idee. Cineva cu niște hârtiuțe și vreau în bani. Nu trebuie să demonstrezi că îndeplinești condițiile de lege ca să obții acel ceva. Deci, exact ca Comisia Juridică. Am impresia că și noi avem un proiect la Comisia Juridică. Avem domnul președinte. Avem și noi un proiect, domnul. Nu l-am putut lua în considerare. Mă înțelegeți? Adică, eu ca să iau în considerare, să-mi sufletesc creierii și să-mi dau presupusul vis-a-vis de un proiect, adică un proiect care lezează bunul mers al societății. Pe documente fazule, false. Cum ați văzut? Mă înțelegeți? Ce vă spun eu? Cum ați sunteți membru la Comisia Juridică? Nu, domnule, dar... Nu, păi tot asta. Dar vreau sunteți membru la Comisia Economică, de vorbiți în numele tot... Nu, eu vorbesc în numele Comisiei Juridice și... informații suplimentare. Eu ce am comisia juridică și să vă aduc... Comisia juridică să dat avizul. Nu! La celălalt... E același lucru. E același lucru. E același lucru. Un proiect, când nu primește, când nu poate fi luat în lucru. Deci nu a putut fi luat în lucru. De ce? Pentru că nu luăm în lucru toate când merg. Asta m-am început să scrie. Specificați în procesul de parcurs, nu s-a făcut lucru, nu a făcut toată lucrul. Păi noi nu avem vorbă. Nu aveți vorbă, din cinci. Sunteți trei prezenți. Trei prezenți, aveți doi sunt contra. Da, trebuia să dați favorabil. Nu e favorabil. E favorabil, aveți de favorabil. Asta trebuia să faci. Chiar mai în măsură, să fie și este doamna Niculina, care dacă ne luăm fiecare așa în parte, votez la favorabil și... Super. Deci punem la vot proiectul numărul 33. Cine este pentru? Deci eu vă recomand să nimic dacă nu luați în seamă, pentru că în intercondenția, e factul și ce primar. Noi încălăm o UG 57 pe 2019. Doamna secretară, doamna s-a trebuit să o pronunțați, pentru că aveți autoritate pe privire la legare care trebuie. Și la ceea ce se desfășoară și zis. Haideți să ne comportăm ca niște oameni naturi, că avem obligația și povara deciziilor pe care trebuie să le luăm în calitate de consilier local. Domnul Pământ, v-a pus la osul la vot? Nu a fost de acord, nimic. Și mai departe la vreți și asta vreau să nu poate. Eu vă spun asta în ajutorul domnului secretar. Nu a fost de acord, bine. Doamna, a fost discursul zis că de acord. Cine este pentru? Nu am zis, doamne. Împotrivă? Președinte, ce nume? Abține, se abține, da? Trei persoane. Trei persoane. Trei persoane. Trecem la proiectul numărul 30. Aici este pregătarea la doamna secretar.
eu, în calitate de secretar al grupului de PNL, grup înregistrat legal, vă aduc la cunoștință să treceți în procesul legal. În cazul în care dumneavoastră, pentru că asistăm în încălcarea legii, noi vom depune contestație la procesul legal. Pentru că dumneavoastră nu ați îndeplinit obligațiile legale. Vă rog să treceți acolo pe care ne luat la minte, să treceți în procesul legal. Grupul politic PNL, sesizează încălcarea prevederilor legale, în paranteză 257 pe 2019, cu privire la punerea pe ordinea de zi. A proiectelor inițiate. De domnul primar, Andrei Canifatier. Menționați acolo procesul de bani. Trecem la proiectul numărul 34, privind avizarea întocmirii PUS, construirea ansamblu de locuințe în comuna Tamaș, județul Bacău, pentru terenul intravilan situat în sat Tamaș, comuna Tamaș, județul Bacău, beneficiar Gâtiu Mihai Mitor, domnul primar Bacău. Propun, articolul 1. Se avizează PUS, întocmirii PUS, construirea ansamblu de locuințe în comuna Tamaș, județul Bacău, pentru terenul intravilan situat în satul Tamaș, comuna Tamaș, Bacău, beneficiar Gogiu Mihai Andrei, suprafața de 25.136 metri pătrați. Suprafața reglementată prin PUS, 25.136 de metri pătrați, proprietate privată a beneficiarului Confort. Contractul de vânzare cu cumpărare numărul 375/14/5/2012 și contractul de dezmembrare numărul 1627 din 10/10/2016. Articolul 2 asigură căile de acces a utilităților și echipamentelor tehnice necesare investițiilor ce se vor face pe cheltuiala investitorului. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi atacată în condițiile legii la instanța de contencios administrativ. Articolul 4. Hotărârea se duce la îndeplinire de către primarul comunei Tamaș și compartimentul de specialitate. Articolul 5. Hotărârea se va comunica primarului comunei Tamaș, OCPI Bacău, instituția prefectului județului Bacău, beneficiarului și se duce la cunoștință publică prin afișarea la sediu și pe pagina primăriei comunei Tamaș. Dacă se deschide, aici am vorbit deja de bine cu doamna secretar, pentru că încercăm să venim în întâmpinarea, pentru că e un volum mare de muncă și așa cum în un an jumătate am ajutat cu timpul, încerc inclusiv pe doamna secretar să o ajut, pentru că sunt anumite derapate, să spun așa, de la dobirea documentelor, adică în faza legală, nu pe oportunitate, ca să facem diferență. Doamna secretar, aici îmi întreb dacă s-au operat modificările pe care le-am recomandat ca să se respecte legea, adică s-a prezentat documentul acela cu privire la faptul că domnul Gâge este mandatar? Aici mai era o... se menționează raportul de specialitate că domnul Gâge sau nu știu cine au notificat acasă proprietare, există la dosar documentația, într-adevăr, cu confirmare de primire că s-au notificat proprietare, adică de bună vecinătate. Există documentația care s-a întocmit prealabil, mai este o hotărâre dată prealabil, care a fost un pus, domnul primar, acolo la documentul dosar, s-a pus la acesta, s-a mai avizat odată în principiu, a fost dat hotărâre tot din Consiliul Local, imediat vă spun și când. Deci hotărârile privind avizarea în principiu au documentație de inițiere PUS. Deci, înainte să inițieze documentația, s-a dat hotărârea de Consiliul Local că domnul Gâtriu va să facă acest PUS. În data de 14.10.2021. Da, asta e martie. Nu. E la PUS. De care PUS-ul domnul Gâtriu. Ia ceva, nu mă refer la... Aveți aici o documentație care a făcut-o băiatul. Așa este, nu mă refer la operațiunea pe care o declanșează acum, prin faptul că noi legiferăm un document, adică un PUS, un proiect de urbanism zonal, dacă dumnealui, așa cum ne obligă legea, a notificat proprietarea. Notificarea nu a făcut-o sub anul. De ce nu a fost de specialitate? Doamna, să sintetizăm. În raportul de specialitate, persoana, domnul Rotariu, observ că e de bună credință și chiar l-am întâlnit într-un mod rezonabil, adică destul de explicit, noi, și iarăși
vorbesc în calitate de consilier local și reprezentant al PNL, vrem să știm dacă persoana respectivă, am vorbit inclusiv domnul Ratariu, sintagma folosită în documentul respectiv, ansamblu de locuințe, pentru că e la formă infinitivă, ansamblu de locuințe. Deci, nu spune ce cuprinde ansamblu de locuințe. Adică poate să facă 10 scrâne în loc. Noi, societatea, comunitatea, prin Consiliul Local, trebuie să știm că acolo nu apare un mol de bărăci și nu știu ce. Adică, de învățământ administrativ teritorial și pe unitățile de învățământ pe universitare de stat în județul Bacău. Și a criteriilor generale de acordare a burselor aprobate prin ordinul numărul 5576 pe 2011, cu modificări de și completările ulterioare, precum și a criteriilor specifice de acordare a burselor stabilite conform legii la nivelul școlar gimnazial Petriș și limitele fondurilor aprobate cu această destinație. Articolul 4. Cu ducerea la îndeplinirea hotărârii,
credențiată primarul Lumine Tămaș prin compartimentul de specialitate. Articolul 5. Prezentul hotărâre va fi comunicat primarul Lumine Tămaș în compartimentul de financiar cu contabil, impozite și taxe, de primarul autorizației de transport și resurse umane, școli gimnaziale pe 3 și instituției prefectului județului Bacău și va avea să-l cunoșteți conform legii. Dacă sunt discuții, vă rog, domnul. Mă iertați, acum pot vorbi și să explic că am primit câteva întrebări, de ce sunt puțini, de ce sunt posibilități sociale mai mult din cele de studiu și de medii mai puțini. Deci, în primul rând, nu se dau bursi la preșcol, la grădiniță. Bursi sociale se dau la toate categoriile, de la clasa 1 până la 8. Bursele de studiu și de merit se dau de la clasa 5 până la 8. Dar la clasa 5 se începe chiar cu semestrul 2. Deoarece 1-4, notarea la 1-4 este cu calificativ, cu FB, cu... deci nu poți face medic. Fără legi, nu poți face medic. Ori mie pentru cursele astea îmi trebuie de la 9.50 în sus pentru cursa de medie, de la 8.50 în sus pentru cursa de studiu. De asta cursele de studiu și de medie sunt mai puțini. Quantum nu este stabilit de către Ministerul, nu este stabilit de către școală. Bineînțeles că dacă la cursa de medie Consiliul Local poate suplimenta din venitul în altă sursă decât cele care sunt acolo, atunci e bine, bine. Dar în rest, cam atâta sunt. Toate bursile respective, deci la bursa de merit de la sine, școala face pe baza mediilor, deci copilul nu trebuie să depună absolut nimic. Pentru bursa de studiu, copilul depune o cerere și vine cu completarea de documente de la părinți că nu au bani. Deci eu cu bursa asta de studiu sunt foarte... Dacă părinții lucrează, copilul nu mai primește bani. Nu prea, mi se pare așa o legătică, adică mai... Tu muncești, dar pentru că mama și tata muncesc și ei, da, ai altceva, o să zic. Iar socială, la urmă dânsul se spune, poate că ții numai poate să trebuie ceva. Da, și acum am să le scoate de da, cam asta e, cam asta e legat de bursă. Iar la cele sociale, noi avem dosare frumos, pentru că, cum spun eu, totdeauna există transparența la noi la școală. Pe bursele astea, cu siguranță, va veni cineva, am verificare și atunci eu trebuie să dorm liniștit. Asta e toată ideea. Dacă mai sunt alte întrebări. Vă rog, mulțumesc frumos pentru prezentare. O să mă prevalez de recomandarea noastră, pentru că mi se pare o recomandare inteligentă, eligibilă, care se pliază pe necesitățile comunității noastre. Cu această ocazie, recomand domnului primar, pe care îl consider în donare de bună credință, că lucrează în favoarea cetățenilor, să inițieze un proiect, așa cum spune inclusiv de Cătălin, să inițiezi un proiect și să venim în terminarea unuia sau unor elevi care, într-adevăr, se bucură de un merit diferit. Adică, dacă dumneavoastră ne recomandați că există 3 copii sau 4 copii cu media de 9, dau un exemplu, da, domnul primar ar putea să inițieze un proiect și să spună, domnule, noi, ca și societate, pe acei 3 copii, noi încercăm să stimulăm și să creeze un proiect de hotărâre prin care să le acordăm o sumă de merite. Diferită de cei care... Da. Cei bani de acolo. Da. Am înțeles. De cum recomandarea da, dacă trebuie asta de dumneavoastră. Măcar la tăbii semestre. Da. Director, cu da. Prietenia la trebuie. De ce nu avem nicio bursă de performanță? Nu avem bursă de performanță. Sunt calculatele naționale, da, de sub. Deci nu avem, da. Nu avem pe lucrare să dau... Și dumneavoastră personală. Da. Deci credeți că bursa de merit, da, și bursa socială o să aia la același comand? Personal, pe să iei bine din educație. E bine așa. Dacă credeți că e bine, eu nu cred. Nu sunt stabilite. Nu sunt stabilite. Dânsul un discurs mai bine. Eu spus că Consiliul Local poate să o facă. Deci, da, Consiliul Local. Din când ar trebui și eu, bursă din merit. Hai să ne vedem ceva, pur și sus. Da, poate nu te-ai lăpus. Știi, mă, știi, cred că ați uitat. Asta a zis cursul ăsta, că sunteți din optic oficial. Tabelele din vară. Vă spun, așa trăgeau copiii ca să aibă peste medie, să aibă media peste 9, ceva din... Eu ce vă spun? Lăsați tot cursul, așa că ți-au spus rapid. Nevarea să vină. Discutăm aici. Nu-i să vină. Nu mai facem politică, ori din gândim așa. Bursa de merit. Nu i-ar fi mai bine să fie un pic mai mare ca asta? Are un pic. Da, ca om și ca cetățean. Om și cetățean, pe bursa socială e 200 de lei, cea de merit o 200. Da, sigur! Adică un leu. Aia de merit, aia de merit,
poate primi șubusa de medie și social, adică dacă nu face și poate primi spune oricum la cele două. Dar sunt familii din cază. Atunci, treaba asta, cine învață mai mult, dar la care e medie social, sunt familii noi cu schema creației speciale, e cu totul altceva. Dar noi, în realitate, consilier local, nu ne uităm în specie. Ca să dat de tine, dacă vrem să facem ceva pentru română și vrem să te mână la portiere, ăștia am toți cum să la vârsta asta de medie, să nu mai fie 200, hai să facem 300. Da? Și atunci credeți-mă că sunt copii care vor trage și chestia asta a ajutat și pe mine. Adică, acum îți fac la altă, să-ți spun, și ăla învață și noi îi dăm ceva. Bine, să sunteți de acord cu la mine. Asta nu un pic, un pic. Băi, văd și mai mult, iau curs asta din ei mare. Dacă eu nu spun, am la fel de ăla care nu face nimic, nu învață, dar la puțin, nu știm nimic. Foarte bine, sărat! Știm, cunoaște comuna. Da. Trăim prin ea. Care vrea să învețe mai mult, să-i dăm ceva. Sunt foarte multe burse sociale. Să nu e trână de să dăm comuna cu foarte multe. Să înțeleg. Deci eu aici zic, ar fi bine să spunem, nu știu, consilieri, să întrebăm. Doamne, hai să mai punem 10 lei. Nu pot, nu avem bani. Dar trebuie să-i diferenție cumva. Care învață mai mult, care vrea să facă ce vreau să dacă îmi permite. Bursele de medie, pentru că sunt doar 200 lei, sunt cam numărul puțin. Nu ați pune efort financiar foarte mare. Nu ar fi bine să se acționeze. Eu atunci o să depun un amendament verbal la proiectul respectiv și o să propun în Consiliul Local majorarea cuantumului. Bursa liberii. Noastră să stăm. Bursa liberi, că bani nu avem. Asta e. Bursa liberi. Să ridicăm cu 20%. Și ar trebui și performanță. La performanță, în legii, subiectul liberi naționale, și la când vom avea ușor mai mult, ar trebui. Zic noi și eu, și la asta. De 200 de lei, dar e asociat. Da, nu e chiar. Deci nu e chiar. Nu e chiar. Dar nu e mai mult. 50 de lei mai mult. 50 de lei, pe punere de la 2 lei. Și eu sunt pentru 50 de lei. 50 de lei ar fi 200 de lei. Dacă n-ați vorbit, da. Dar articolul 3, domnul consilier, scrie destul de clar. Acordarea burselor se face în baza decizii inspectoratului școlar de țară la punct numărul 150 din 31 mai 1 noi hotărâm. Nu pot să așa este. Din o decizie dată de inspectoratul școlar de țară. Noi, Consiliul Local, ca să stăm în forță situație, rog domnul director să inițieze o propunere de proiect către dumneavoastră, adică să vă inițieze noi, Consiliul Local, să facem noi o hotărâre de Consiliul Local. Da, să fie tot una pe ei, Consiliul Local. Inițieze un proiect prin care noi, Consiliul Local, să dăm noi, cu ghilimele de spate, o bursă de personal. De mere. Adică, în afară de cei 23, vă dau înțeles. Vreau să te serviți la noastră și să compilați documentul respectiv și să ne eliberați mai pe lege, da, cu secretarea pe care avem la școală și cu Consiliul de Administrație, prezentați proiectul din punctul meu de vedere și cred că din punctul de vedere al tuturor, cred că v-am susținut un proiect de Să spunem la vot proiectul numărul 30. Nu mă uit, doamna secretară, să nu uitați să menționați în procesul de vot. Da? Cine este pentru? Împotrivă? Mă ține? Mulțumim, domnul director. Mulțumesc, domnul Bucur. Eu întotdeauna sunt libertare și nu mă apărăm în toată lumea. Nu că vreau să sac peste toți, că nu sunt eu mai rotund decât ceilalți. De fapt, din mine când o să vă respect în toată inima. Dar la mine, de după o oră, mi-a ținut o colegă ca avut el liber. Ora următoare n-am cine să mă ține. De asta eu vreau să bătrez și să mă retrag de ei. Nu pe vai de mine. Pentru dumneavoastră, o zi de local face parte din viața dumneavoastră. Pentru mine nu. Eu sunt doar invitat. O zi bună. O zi bună. Ok, da. Trecem la proiectul numărul 36. Acest proiect nu împlinește condițiile necesare, deci nu are aviz. Rog pe domnul primar totuși să ne explice. Nu mai poate. Da, nu mai poate. Vă rog să-l verificați.
Mi-am dat cuvântul, de ce nu am lăsat să mă lăsa? A, ce am lăsat? Ar trebui să fie comisia economică care nu a dat avizul. Și după aceea nu a spus, băi, dar nu la diverse, domnul primar. Nu la diverse, la proiecte, spate, ordine, cum mai nu lăsați-mă să vorbim. Nu s-a dat avizul, dar nu înseamnă că nu trebuie dezbătut, eu vreau să dezbat, și eu sunt inițiatorul. Dar nu puteți informa, îmi dați să permite să vă informați. Nu vă mai permit. Nu, haideți. Îmi dați voie să vorbesc sau vorbiți dumneavoastră? Spuneți, dar eu vreau să fac o interogare la ce spuneți. Nu, pe lăsați, nu am spus nimic momentan, nu înțeleg la ce faceți. Nu puteți nici măcar, nu se înțelege ce spuneți. Lăsați-mă să vorbesc, că nu m-ați lăsat să vorbesc. Așa este, dar vreau să faceți cu mine. Nu, că nu ați primit nimic. Privind utilizarea excedentului bugetar la anii precedenți. La acest proiect am solicitat să luăm din bugetul din excedentul anului 2021 suma de 200.000 de lei pentru. Avem 50 de copii care au primit mâncare până acum 2 săptămâni pe datorii. Pentru că proiectul, banii s-au consumat de proiect în luna noiembrie. Din luna noiembrie. Începând decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai până ziua de azi, nu s-a mai primit niciun ban pe proiect. Nu știm când o să primim mecanismul, dar se lungește. De fiecare dată când sunăm la Piatra Neamț sau sunăm pentru proiect, ne se spune că într-o lună maxim, într-o lună maxim primim bani. Doamna de la Catere ne-a înțeles, ne-a așteptat până acum, acum zic că nu mai poate susține, nu ne mai poate aduce mâncare, nu copii de la centru, 50 de copii nu vor primi mâncare. Și de 2 săptămâni nu primesc mâncare. Angajații, tot din decembrie, nu și-au salarii, vin pe banii proprii pentru a nu întrerupe activitatea copiilor și pentru a nu face probleme. Vor să susțină acest proiect și nu vor să-l pierde. E un proiect foarte important pentru comună și mulți beneficiari. Am invitat aici, de față, pe domnul părinte, pe doamna responsabilă de centru și doamna psiholog. Pentru o mare parte de a susține proiectul, da, proiectul numărul 36 și pentru o explicație. Da. Dacă permite, doamna președinte, la interpelare. Nu cu camera, nu cu camera. Domnul, vreau să vă spun ceva. O să mai fiu în picioare, pentru că nu sunt pe adeptul dezinformării. Înțeleg că domnul primar a explicat ipotetic ceea ce dorește să facă cu proiectul respectiv. Dar noi, la Comisia Juridică și noi, Consiliul Local și eu, Consiliul Local, suntem de acord cu orice sumă. Dar asta înseamnă să deliberăm și să adoptăm pe o oportunitate proiectului. Dar noi nu am ajuns acolo. Nu trebuie să dezinformăm comuna. Noi suntem de acord cu finanțarea asta cu privire la grupul social. Dar noi vrem pe legalitate, adică managerul de proiect care a solicitat finanțarea respectivă și a solicitat 2 miliarde de lei vechi, deci cetățenii comunei Tamaș trebuie să știe că banii din taxe și impozite se cheltuie și legea 52, exact, legea 52, legea transparenței, ne obligă să informăm cetățenii cu privire la banii lor, cum se cheltuie. Și credeți-mă, noi suntem responsabili cu jumulirea bugetului local, adică cu cheltuirea banilor publici. Și noi dăm socoteală în fața cetățenilor. Asta denotă că documentele care sunt prezentate la Comisia Juridică,
și la Comisia Economică în spețe și în plen la deliberare și la adoptare, trebuie să se bucure de respectarea cadrului legal. Adică noi nu putem să trecem pentru obligațiile legale, pentru că săvârșim o infracțiune. Deci, repet, eu personal sunt de acord cu finanțarea respectivă. Chiar dacă suma deocamdată este prea mare și nu se justifică, de ce? Că sunt sincope în implementarea proiectului. Așadar, spun aici, domnul Dare a prezentat, doamna Gureu, cred că face raportul de specialitate, deci ne lovim iarăși de un angajat care nu-și cunoaște atribuțiile din fișa postului. Adică nu dă dovadă de profesionalism, nu se ridică la înălțimea așteptărilor. Noi suntem o comună limitrofă orașului, o comună metropolitană. Asta înseamnă că și noi avem așteptări de la viață. Din acest motiv, cu toții vrem să respectăm legea. Repet, noi nu că nu suntem de acord cu finanțarea grupului social. Suntem de acord să se facă respectarea normelor legale. Din acest motiv, o să fac referire la raportul de specialitate pe care l-a primit doamna consilier superior Gureu Mihaela, care este făcut într-un mod extrem de inert, deci nu pot să nu spun excrecabil, l-a făcut în așa manieră că nu se referă la un raport de specialitate. Poate a fost pus în eroare doamna Gureu de așa zisa nota de fundamentare, pentru că dumneavoastră menționează aici că s-a prevalat de nota de fundamentare și spune că a fost depusă la dosar nota de fundamentare întrumită de domnul Dare. Nu știu cine o evalua de profesionalismul, gradul de discernământ, gradul de cultură al domnului Dare și l-a pus manager pe fonduri europene. Deci noi vorbim de o finanțare, ce trebuie să știe, un proiect pe fonduri europene. Fondurile europene știu cu toții că nu se fură, că cineva le verifică și există cercetări de rulare. Domnul Dare a venit și aici aduc la cunoștință publicului adresa de înaintare. Deci dânsul, în loc să se adreseze inițiatorului prin care dorește să ajungă ca noi să deliberăm de bună credință și să adoptăm în bază unor documente și în respectarea cadrului legal, să adoptăm finanțarea respectivă, domnul vine cu o hârtiuță scrisă, în primul rând, nu a respectat normele gramaticale, de stilistică, de, eu știu, omul e paralel cu scrisul. Și, spre exemplu, eu înțeleg mesajul din ceea ce evocă persoana respectivă. Și ce cere persoana respectivă? Pune antetul primăriei ta, deci ca și cum dumneavoastră a reprezentat comuna ta. Pune antetul aici, așa. Spune adresa de înaintare, trebuia să fie în notă de fundamentare, că dânsul își fundamentează efectiv cererea de finanțare, așa. Și zice, dânsul o semnează în nume propriu în calitate de manager, dar se explică la plural și spune, nu știu pe cine reprezintă, ce grupare și ce grup, la un moment dat se exprimă la persoana a doua singular și după aceea o dă la plural și spune, solicităm prin prezenta sprijinul membrilor Consiliului Local. Asta înseamnă o ingerință în actul activității pe care o desfășoară comisiile, deci comisiile trec prin filtrul legalității o eventuală finanțare sau un eventual proiect. Toate proiectele care vin la Comisia Juridică în prima fază, toate sunt fotocopii. Nu au nicio valoare, sunt lovite de nulitate, nu au nicio valoare juridică. Așadar, dacă îmi permite, doamna președinte de la Comisia Juridică, să vorbesc în numele Comisiei Juridice, noi nu am luat în calcul, nu am luat în discuție proiectul. Îl putem lua la o ședință ulterioară proiectul, că nu suntem de reacredință. Dar să respecte normele legislative, așa cum zice legea 24/2000. Adică, dumnealor să întocmească un document așa cum prevede legea, ca să poată fi eligibil, să fie luat în dezbatere la Comisia Juridică, pentru că am avut două proiecte care nu au fost luate în considerare. De ce? Că nu putem să luăm în considerare maculatură. Domnul Toma, nu m-am fi să se cerea să te lăsați doamne, de la proiectul social. Ajungem, ajungem, doamne, ajungem. Nu lasă, nu te rugăți. Pentru că asta înseamnă transparență decizională. Eu nu vreau dezinformarea cetățenilor. Din contră, eu sunt un om fără niciun interes. Eu mă zbat doar pentru interesul comunitate. Adică cetățenii să știe că avem acces acum la înregistrări, să știe ce se întâmplă în Consiliul Local și în Consiliul Local noi ne spatele să se respecte legea, ca cetățeanul să fie bucuros că aici a ales niște consilieri locali, să se asigure că aici se respecte legea. Nu fură nimeni, nu este nimeni hoț, nu-și permite nimeni să facă ascunzișuri sau să facă
și doleanțele cetățenilor să fie respectate. Eu transmit cetățenilor că aici se lucrează și nimeni, atâta timp cât eu voi fi posibil local, nu va deturna respectarea reprezentantului legal. Deci, domnul Dare, ca să concluzionez, ca să nu monopolizez intervenția celorlalți, sugerează, vă rog să aprobați, deci dânsul în final zice o adresă de, o adresă de înaintare, după aceea o transformă într-o cerere de vită și dânsul, noi nu suntem ordonator de credite, dânsul cere banii de la noi. Noi, Consiliul Local, suntem autoritate deliberativă. Noi nu aprobăm cerere. Deci noi doar în baza unor documente ne asigurăm că sunt documente justificate, le luăm în lucru la comisii, legea impune secretarul general în baza documentelor de la comisii să pună proiectul pe ordinea de zi, dacă se bucură că în cazul de față proiectul respectiv nici măcar nu a fost luat în lucru. Ca drept dovadă, legea ne interzice să punem pe ordinea de zi. Ca drept dovadă, nu a fost pus. Așadar, ca să depășim impasul respectiv, eu recomand inițiatorului și dau dovadă de bună credință că toți trebuie să respectăm primarul Comunei Tamașul și, în opinia mea, face eforturi colosale și chiar contribuie la dezvoltarea Comunei Tamaș, să inițieze un proiect la o ședință ulterioară, să vină domnul Darie cu un proiect compilat așa cum îi impune legea, să se facă consultat de persoane, într-adevăr, cu competențe în domeniu, să lase la o parte jocurile, hoțiile și nu știu ce, pentru că noi, cu această ocazie și închei, solicităm astăzi să se voteze înființarea unei comisii a Consiliului Local, formată de consilieri locali, prin care să studiem un pic modul cum este implementat proiectul respectiv, pentru că inclusiv tangențial, noi Consiliul Local, pentru că UAT Tamaș are o participațiune de 5%, doamna secretar, dacă vă mai de 2%. Asta înseamnă că inclusiv noi, pentru cei 2%, avem o contribuție directă și vrem să știm cum se cheltuie banii respectivi. Din acest motiv, solicit să se supună la vot astăzi, separat de proiectul respectiv, ca idee sau la o ședință ulterioară, aprobarea unui proiect de hotărâre prin care noi, Consiliul Local, nu Atetanaș, Consiliul Local, să înființăm o comisie de control, la finalul investigației respective să se întocmească un raport de către președintele comisiei care va fi desemnat în mod legal, așa, și să ne aducă la următoarele sau la una din următoarele ședințe care vor avea raportul respectiv, să ne însușim și noi cu precizie, pentru că consider că inclusiv celelalte persoane implicate de la asociația respectivă consider că dorește să existe transparență și cred că inclusiv dumneavoastră verifică și să atenți ca banii să nu fie un pic îndreptați către, adică în mod favorabil, să nu se favorizeze persoane în detrimentul altora. Pentru că dacă ne aducem aminte, vă aduceți aminte că a fost aici doamna Pega și ne-a povestit că de fapt au fost încercări de manipulare sau chiar s-a manipulat cu privire la finanțarea respectivă. În acest motiv, rog domnul primar, la o ședință ulterioară, să inițieze proiectul. Domnul Goca, vă rog frumos să lăsăm și alții. Da, da, da. Nu, da, da, da. Și dumneavoastră, continuați. Vă rog. Referitor la proiectul social, Comisia Economică nu a vrut să dea aviz, nici favorabil, nici defavorabil. Întrucât în adresa de acreditare a domnului Darie,
ni se motivează fluctuația de personal. Cine se face vinovat de fluctuația de personal? La ce? Nu întrebați în noi sau vorbim? Îi explic colegilor și dumneavoastră, da. De ce n-am vrut să dăm avizul favorabil? Din rapoartele de prezentare a domnului manager, noi, atât s-a aprobat, RT1, ne zice acolo, a primit scrisoare de informare. RT2, RT3, referitor la lunile septembrie anul trecut, 2021, deci sunt în curs de avizare. Vreau veniți și ne cereți nouă să vă dăm 2 miliarde vechi din excedentul de bugetar. Cine ne garantează nouă că banii ăștia îi vom primi înapoi? Dacă îmi dați voi, pot să răspund. Vă rog să mă lăsați să vedem. Aveați posibilitatea să o treceți, doamna de la contabilitate, prin asumare răspundere. Faci umată răspundere la revedere. Dacă credeți că totul e ok. De nu că noi nu vrem să dăm. Eu apreciez cum că am pus mult suflet în proiectul ăsta. Știți prea bine ce a dat drumul. Eu am dat drumul la proiectul ăsta pentru că era 100 de metri, domnul primar. Cu ce am dat drumul? Ce ați zis dumneavoastră? Întrebați managerul și vedeți. Întrebați dumneavoastră că ați zis că ați dat drumul la proiect. Da, eu. Vă întreb pe soluția. Era pe meu. Vă rog să-mi permiteți să... Cine se face vinovat de implementarea proiectului? Deci putea... Ce nu v-ați sumat, domnule? Aveți o posibilitate de v-ați sumat răspundere. Sau pe un parlament, domnule, totul e ok, da? Eu garantez că e ok, nu te domnule și ascult răspunderea. Nu mai mințiți copiii, părinții copiilor că s-a întâmplat ceva cu catering. De-aia nu mai am mâncare. Spuneți adevărul, de ce? Nu, dați-mi voie să vă explic la... De ce nu am mai vrut? La obiectivele de investiții. Vedem la ultima poziție construire, deci tot pe proiectul ăsta, construire potențe. Aici la... 60 de mii. Deci 600 de milioane vechi. Vă dați seama ce înseamnă? Vă duc și vă arăt cam ce ar trebui făcut la un potențe. Cu 20 de mii. Nu descrie, nu vă dați acest proiect. Acum vă arăt pe acest proiect. Uitați-vă. Uitați-vă aici. E proiectul. Lista de investiții pe proiect. Uitați-vă ce era. Obiectivele de investiții au fost scris suma de 60 mii de lei. Nu a fost nicio investiție făcută. Domnul primar. Eu vă spun și acest proiect. E vorba de șanse egale, ce vede, nu? Ce numește? Șanse egale. Păi și atunci, de ce l-ați trecut aici? E lista de investiții, cu toate investițiile. Vedeți, aveți mai multe capitoli. E trecut la poate, fie pot. E trecut la un pot. E trecut, uitați-vă aici. Arătați, domnul social. Construire, puteți, ce nu puteți? Nu e dacă vă uitați, aveți și construire sala de sport, aveți toate investițiile și la construire de refuzat. E foarte adevărat, deci noi vă susținem în acolo a fost doar lista de investiții cu toate investițiile, nu doar proiectul social. Dar scrie la construire puteți 60 de mii. E o investiție, e fost o investiție pentru... Păi noi dacă vă dăm ok, nu vreau să puteți zi de acum. Dar nu mă dăm treabă, că nu s-a supus la construirea puteți acum. Are nicio treabă, că e vorba de suma de 200 de mii de lei. Dacă îmi dați mai și să vorbesc eu cumva. Uitați-vă, proiectul numărul 36, da? Da. Și uitați ce conții. Păi ce conții? Bun, și atunci ce este aici lista obiecte de investiție bugetului local pentru anul 2022. Bun. Nu pentru social, socialul aveți aici. Dar e legat cu social, cu toate social. Păi dacă nu o spuneam în bine, dacă vă pune să fiți informați până în bine, nu vă, nu înțelegeți. Ce scrie proiectul de hotărâre numărul 36? Privind utilizarea excedentului bugetar în anii precedenți. Articolul 5 scrie, se aprobă utilizarea excedentului anul bugetar general rezultat în cheia execuției bugetare în anul 2021 în suma de 200 de mii de lei pentru următoarea investiții. Solidaritate, oportunitate comunitară, implementare, administrare locală, cum la Tamaș. Bugetul local aparte. Ce scrie aici? Tema comunei, compartimentul financiar, contabil.
aici, mă scuzați, la capitolul 68 din 2, dacă vă uitați la capitolul 68, aici, capitolul 68, ce, vedeți, aici, capitolul 1, ce zice doamna? Trebuie să te referi la ceva și la asta. Nu, domnule, aici e așa. Doamna președinte, eu v-am rugat să dați cuvântul, nu ați... Deci noi nu nimeni. Aveți posibilitatea să vă asumați răspunderea prin compartimentul contabil. Hai să dăm drumul la bară. Ce vă ține? Vreți să vă acoperiți semnături pe o zi locală? Dom'le, dacă totul e ok, de ce nu vă asumați răspunderea? Oamenii ăștia sunt plătiți de 3 luni. Ce mai mult? Orice sumă trebuie trecut prin Consiliul Local pentru vinul. De ce, domnul primar, aveți posibilitatea să vă asumați răspunderea pe acest proiect? Dacă considerați că e util. Când a aprobat finanțarea, nu a aprobat, nu ne-a aprobat nimic. Au aprobat finanțarea pe proiectul lor, faptul că ei au descoperit simbolul independent. Cum ați comentat social? Doamna președinte. Patru. Patru. Ce faci? Noi avem în bugetul local suma asta pentru care vreau să o împrumut, ca un împrumut pentru acest proiect social. Pentru mâncare, pentru motorină care duce copiii și aduce ei și angajați, salarii de angajați. Noi împrumutam banii ăștia pentru o lună, maxim două, când ne vineau banii și ne recuperam suma. Nu erau, nu dădeam banii, nu-i pierdeam, doar îi împrumutam. Dacă permiteți, doamnă președinte, permiteți, vă rog, vă rog, ce n-a trebuit să fie ceasă? Domnul Toma, dacă nu o uim pe Azranean sau cine, ne trimite o scrisoare spre domnul, totul e ok. Deci veți primi finanțarea în continuare. Aprobăm fără nicio problemă. Dar aveți posibilitatea dacă îți spuneți că totul e roz. Dați-i. Dar nu este un împrumut, domnul primar. Haideți că mai este un împrumut. Domnul primar, fie aici la... Dacă proiectul ăsta se termină. Suntem obligați prin contract să-l achităm. A, cine? Noi, Consiliul. Și când vine curtea de conturi, să spună cine a aprobat proiectul ăsta. X, Y, Z, i-a plătit ca la rădăciuni. Vedeți consilierii la rădăciuni? Plătesc și copiii lor. Același proiect. Același proiect. Social. Dar, doamne, noi avem 2% în proiectul ăsta. Ui, 100% participări. Ca să fie aute. Dacă avem 2% și v-ați uitat acum, probabil nu mai sunt în frie la cuvânt. Să suntem distinși și oaste. Deci eu am văzut în majoritatea, e 80% din bani. Unde se duc? O să spun eu știu. Mâncare pe dimineața pentru combustibil. Puțin. Toți banii se duc în salariu. Mai ales că am omis. Să vedem clar că așa a făcut. Deci toți banii se duc pe salarii. Salarii decembrie, ianuarie, februarie. Sunt 3.700 ori 4, plus 2 miliarde. Dar la cine ia? Au fost cadelul la toți. Salarii de așa mai zicea domnul. Păi de cine sunt? De asta trebuie să-i lăsăm. Cine-i salarii asta? Cine-i salarii asta? Cine-i consultanță? Ce consultanță? Ce consultanță? Cine-i salarii? Să-ți spune și deja. Vă rog, 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 vă Dar m-ați înțeles oamenii pentru comunitate și pentru copii. Salariile, când ele primi
știți la asta. Cum e manageria? De ce Ministerul Fondurilor Europene au plecat la fondul finanțare? De ce s-a ajuns în situația asta? De când s-au blocat banii fondurile europene? De când? De pe ce dată? De deci, noiembrie... Deci din noiembrie, doamnă dragă, în ce lună suntem noi? Suntem în iunie, doamnă. Ok, școala. Adică până la iunie, a fost toată, eu să-i dumneavoastră, vedeți în iunie și ne spuneți. Eu cred, credeți-mă și aș sprijini cu cea mai mare plăcere. Domnul primar, inițiați o ședință de urgență. Inițiați o ședință de urgență cu proiectul respectiv. Veniți cu toată documentația. Veniți aici. Că eu, consilier local, voi face tot posibilul să sprijinim copiii respectivi. Dar veniți cu documentația ca să fie finanțarea în municipiile. Acum am că legea ne interzice. Legea ne interzice să revenim asupra unui proiect care nu a fost pe ordinea de zi. Nu este pe ordinea de zi. Nu este pe ordinea de zi. Avem mai totul primar. Avem o adicitare. Totuși ar trebui să vorbim. Asumați că nu ne răspunderea comisiei. De ce a făcut proiectul ăsta? Păi și atunci de ce mai trebuie? Cine e inițiatorul proiectului? Eu sunt inițiatorul proiectului. Asumați că răspundere și atunci aveți proiectul până de rural. Dar nu vă acoperiți cu votul ăla. Dar putea semne de 2 miliarde să iau să-i plătesc, plăteam. Aveți un partidet, vedeți că aveți o lege. Dar de ce aveți și de asumați acest lege? Și destul de clar, orice bani în bugetul local, trece prin consiliul local. Există legi, din partea lui Nimic, când vă rog, mai bine, dar mai zic. Și vezi că ai dreptul să asumi răspunderea, dar nu vrea popoarele de la contabilitate, nu vor, vor să ia copul mâna noastră. Că noi am mai luat odată copul mâna noastră și am plătit din bugetul local și batate din bugetul comunii. I-am dat. Și cred că o să fie mâna apoi când vine cuvântarea de contă. Și-au zis mătatele pe capul nostru și ne-au amăgit aici. Și-au spus, dați că banii ar trebui să fie și pentru din cauza lor, că din cauza că și acum trebuie să mai dăm o tranșă, ca să vii iar în fața noastră și ai să spui, domne, hai că eu îmi luam ca să mai aprobăm, că mai trebuie să mai dăm o tranșă acum din penalități la podiețele. Vine acum, vine contabil, îți bagă, îi asumați și spune, domne, uite, banii ăștia trebuie să-i mai plătim penalități din bugetul local. Păi nu se poate așa ceva. Dacă credeți că proiectul este viabil, așa, puneți mâna și asumați corespunderea cu banii de la contabilitate, că el e cu cine are, mă înțelegi că au dreptul, dar el și spune, lasă cu ei cu mâna noastră. Nu se poate așa. Păi o să aprobă banii din bugetul local, din bugetul de bani oamenilor, ca să iei părinte din divorțuri de milioane pe luni. Consultați. Nu se poate așa ceva. Și mai spuneți care... Și nu-l votați.
abțineați sau împotriva? Da, da, stoși, da, 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 la aceeași situație. Domnule, este genial că am ajuns să aud că dacă nu trece proiectul, la trei ședințe dizolvă Consiliul Local. Păi cine? Cine are interesat? Păi spuneți-mi cine? Să facă în sală aici, dacă da. Spuneți-mi cine? Chiar aș vrea să văd cum puteți dizolva Consiliul Local. La trei ședințe care nu s-a putut. Cine i-a zis asta? Eu pentru mine... Domnul Ceata, la care se spune... Păi că acum am lăsat și la scoară, că eu am trebuit să ne duc. A, nu știu, eu n-am comentat referitor la chiamata de noastră. Eu dacă vreți să vă spun ce ați spus, eu știu ce am moștenit, ce știu foarte clar că vorbim, dar cred că nu-i focat acum, dar cred neapărat că nu-i focat. Dacă îmi permite să iau discuția, eu știu ce am vorbit, eu am spus către o colegă de la centrul de zi, că, punctual, Consiliul Local se poate dizolva doar în condiția în care, în mai multe ședințe la rând, nu aprobă niște hotărâri perfect legale. Am greșit ceva de întâmplat. Da, da. Că s-a mers să trezi informația. Nu este asta. Cum este? Este că pe parcursul la 4 luni. Așa. Nici o n-am avut, n-am avut toate informații. Dar asta nu înseamnă, asta nu înseamnă. Așa, nu știu. Nu l-am aprobat nici o hotărâre. Nu mai trebuie să dezi informații. Da. Ideea este că... Dar nu știu. Sunt angajat la sfârșitul lunii august, cred că 18 august, nu țin exact minte, dar am putut verifica. Sunt angajat cu 6 ore pe proiectul acesta, da? Rețineți treaba asta. Toate informațiile astea pe care eu vi le spun astăzi, dumneavoastră, puteți să le cereți de la primărie, că aveți drept ăsta, nu? Nu trebuia să le plâng la documentele, am cerut, dar nu este dreptul meu. Am cerut asta din plată. Deci eu vă spun și pot să vă spun ce treabă mi-e treaba mea, ce treabă mi-e treaba mea. Eu ca și așa mie, spuneți sumă. Așa, eu ca și sumă am 3.000 de lei salat net pentru 6 ore pe zi, plus brutul de la gospodă de chef, 5.100 și nu știu cât. Deci nu o fi nici într-un caz, nici 10.000. Mai mult decât atât, pentru treaba asta, eu fac raport lunar către managerul de proiect. Acest raport lunar este trimis mai departe către OIR. Dacă activitatea mea nu este considerată făcută în acea perioadă, mie personal nu mi se decontează bani. Foarte simplu, am înțeles că au fost mai mult decât atât. Dar ați depășit 6 ore pe luna respectivă? Deci, au fost luni? Nu au fost luni. Deci în fiecare lună consecutiv, nu ați învățat 3.000 de lei pentru 6 ore pe zi. 6 ore pe zi. Pe zi. Da? 6 ore pe zi. Dar au fost luni când ați depășit acele 6 ore? Voluntar, da. Adică am putut să fac activități voluntare. Astea alte discuții. Și alea sunt activități voluntare, făcut de mine, pentru a dezvolta, pentru a susține activitatea de aici. Am fost și în afara programului, am fost și peste program, dar asta nu este discuția ce e cap. Ideea este în următor, că, încă o dată spun, am în aceste 6 ore, eu am o fișă a postului pe care, iar dumneavoastră ca și consilierul, care puteți verifica, mai mult decât atât, am depus lunar rapoarte cu activitatea mea pentru cele 6 ore, care justifică cele 6 ore în fiecare zi și care justifică exact activitățile pe care eu trebuie să le implementez în proiectul ăsta. În proiectul ăsta sunt coordonator de campanie conștientizare. Asta ce înseamnă? Că eu trebuie să încerc să aduc pe oameni să se implice, să fie activi în proiectul ăsta. Oamenii încearcă să fie activi. Și s-au implicat, aveți reușite? Avem reușite, pentru că, de exemplu, în cadrul proiectului, pe proiectul ăsta sunt mai multe axe. De exemplu, una dintre axe este axa pe care o urmează doamna Jogărescu, asta cu copii. Ca să puteți să facem așa o schemă. O schemă, da. Apoi, o altă axă este axa în care sunt activitatea, în care sunt
implicați cei de la FSC, în care cu ajutorul bătrânii. Dumneavoastră acolo să v-ați implicat? Nu, eu sunt implicat în toate. Asta vreau să vă povestesc, pentru că sunt implicat în toate, pentru că asta e activitatea mea. Și a treia activitate în care sunt ocupit acest proiect este activitatea legată despre de oameni majori din comună, între 16 și 60 de ani, pentru a fi reașezați pe piața muncii. Da? Deci pentru a fi reașezați pe piața muncii. Adică mulți oameni nu lucrează și s-au făcut din creață. Deci nu pot să se angajeze, deși s-au făcut demersuri să se angajeze, pentru că ei trebuie să treacă pentru toate etapele. De exemplu, cei de la FSC, lucruri pe care și eu îl susțin și ajut pe cât pot și pe cât îmi stă măsură, chiar dacă îmi scrie și la posturi, cei de la FSC fac activități de consiliere. Apoi fac activități de... să fac două cursuri. Aceste cursuri sunt recunoscute la... Să fac două cursuri. Sau nu, se fac două cursuri. Se fac. Deci acum pe trei va începe un curs, dacă nu mă începe, că sper să nu dau informații eronate, va începe un curs în care vor participa, la care vor participa 25 persoane din... primii recrutați, urmează după aceea ca toți cei 125 persoane recrutați pe acest proiect major, deci vor fi 125 persoane recrutate pe acest proiect major, în vederea reașezării pe piața muncii. Nu se cere specific clar să fie angajați. În proiectul spune așa că, dar eu cred că vorbesc mult, pentru că dumneavoastră aveți acest proiect și trebuie să-l cercetați, să studiați. Nu avem nimic. Aveți dreptul să eu ca salariat la care ia 3.000 de lei pe lună, nu mi-am luat salariul din decembrie. Și n-am făcut nicio plângere în acest sens. Se vine managerul. Așa cum o pregătire dacă angajați și nu plăteți, este vinovată următorul de pe. Nu este problema mea de vină. Problema nu e a venit pe vină, pentru că nu mă duc. Eu că trebuie, mă duc de oate în Tamaș, nu sunt angajat pe oate în Tamaș. Pare rău, vă spun. Inițial, eu sunt angajat pe oate în Tamaș și noi, și eu mă duc de oate în Tamaș. Când după aia, când e primarul, în spatele managerului, că în contabilitate, că în consiliu, care e problema, e cu bală, nu-i treaba mea. Deci, ideea este că noi, pentru care suntem... Deci, noi suntem noi în vază la bani? Din noiembrie sau decembrie, nu mai știu exact. Deci, de când n-am venit chiar. Noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Da. Deci vorbim de 8 luni? Da. 3,24? Da. Probabil. Da, pe care eu, i-am venit cu ei din buzunar. Deci 24.000 în altă situație. Da, se iau 24.000 plus toate ce înseamnă impozit de la stat. Ideea este că în această perioadă de timp eu mi-am făcut activitatea pe care mi-am luat un țeap, ca să știți. Și dar astea sunt persoane, nu înțeles, dar astea sunt persoane mai sunt. Astea și încât câte? Astea și astea și câte? Toți. 6 persoane, da? Toți oamenii angajați pe proiect. Toți oamenii angajați pe proiect sunt oameni care nu își luau bani. Ideea este că, ca să nu mai fii invidioși unul pentru ăștia 3.000 lei care mi-au luat salari, să știți că eu mi-am luat o leacă de țeapă, așa, dacă luăm, să fim un pic vulgari. Pentru că eu nu mi-am dat seama că în proiectul ăsta o să trebuiască să merg de poartă în poartă și cu mașina personală și cu pixuri cumpărate la magazin de aici pentru asta, pentru că ei n-am fost prevăzut în buget, fost gândit, eu mi l-am asumat, m-am văzut cum, dacă m-am intrat pe gorj, oricum la capăt, ăștia, așa, dar în același timp, ca și oricare om care muncește, mi-am făcut și niște planuri, da? Adică, domnule, o să iau niște bani de acolo, plătesc de motorină de 10 milioane pe lună, mă văd la furnicare, la Tamaș, la centru, la Iracova, așa și oamenii pot spune acest lucru pentru că am și dovezi în spate, am fotografii de la întâlnirile mele. Oameni care pot să demonstreze că am fost pe aici la poartă, am prezența, am lipsit prezenții, deci sunt toate de tot ce povestesc, sunt perfect legale, sunt perfect așezate, ca să fost ei poate pot, să poată fi aportate. Cine a propus managerul? Cine a propus managerul? Nu știu ce este, nu este din competența noastră, să știu. Dar noi suntem aici la Consiliul Local. Deci, cineva a propus managerul respectiv. Poate că mi-ar fi descoperit un peron medicin. Nu are studiu, nu știe ce face, nu știe ce vreau, nu este manager la un. Eu vorbesc în dreptul meu. Deci, în poate vorbesc. Da, dar parcă vinovăția e manager. Dar nu are niciodată nici fondurile europene. Fondurile europene v-au blocat finanțarea, nu dumneavoastră. Mă refer la conjunctura aceea. Au blocat finanțarea pentru că manager observ că nu am îndeplinit condiții
condiții legale. Nu sunt în măsură, eu nu fac anchete, eu nu sunt în măsură de treaba asta. E nici noi. Vă pot spune ce este dreptul meu. Și că dreptul meu, ca să pot ocupa acel post de coordonator în campanie politică. Poate manager a fugit din sănătate deja. Păi treaba lui, nu are problema lui. Păi ideea este că eu, ca să pot ocupa acel post, am trebuit să îndeplinesc niște condiții, da? Există niște condiții foarte clare acolo, pe care iarăși, vă rog, să le luați cu studia, să te Popa, cum vorbiți dumneavoastră pe Giliu Consiliu, nu faci de capul lui ce ai făcut, faci ce înseamnă, așa. Și îmi pare rău că o spun, nu am nimic cu noastră, n-am cu nimeni nimic. În schimb, dacă vrem să facem ceva pentru comunitate, să punem mâna în plan. Dar să nu dăm noi bani în buget. Dar nu se bagă la buget. Sunt cer bani, nu știu, eu cer dreptul meu. Eu cer dreptul meu. Eu am un cer. Dar dreptul dumneavoastră ceriți într-un loc greșit? Păi nu, eu când ați trebuie să-l ceriți, dar nu cer acolo la dumneavoastră. Păi nu, ce că nu, eu l-am cerut de la primărie. Nu, eu am 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 cerut de la Consiliul Local. Noi dezbatem, suntem de bună credință și avem răbdare și dezbatem niște prostii, niște discuții tehnice care nu au nicio relevanță concret. Deci, s-a solicitat o finanțare cu ghilimele de rigoare, că nu am devenit condiții de fond, adică de legalitate ca să fie luată de situație. Respectivul vrea finanțare. El a făcut o finanțare. Consiliul Local, noi Consiliul Local să-i dăm drumul, să-i dăm girul, să se ia 2 miliarde și să-i dăm mânajul, adică nici fondurile europene n-au fost de acord să lasă să cheltuie banii lor. Noi îi lăsăm să ne cheltuie banii noștri. Plăteam înțeles. Deși iar comunii, cetățenii. Sunt foarte, poate nu sunt foarte bine informate și cât am înțeles că asta este soluția pe care au dat-o cei de la fond. Stabilite de cine, dumne? Cine e deciuitorul ăsta care a stabilit că soluția ar fi ca să venim la consilierii locali să ne luăm noi responsabilitatea, să semnăm noi. Dumne, asta înseamnă abuz de servicii, dumne. Abuz de resurse, așa se numește. Abuz de resurse. Asta e foarte strigat de faptul de corupție. Un consilier de când se fac în chestii de astea, de ce treabă avem noi că fondurile europene au blocat finanțări? Da, în concluzie, dacă mai are cineva ceva să mă întreb, da. Sunt deschis să povestesc. Dacă îmi permiteți, domnule Cuberar, e trist ca un 7-8 luni de zile n-a trimis. Nimeni nu a contestat. Nu doar eu. Ce ați auzit în altă cu tot la fel de hit? Trebuia să vedeți ianuarie, în fiecare. Eu mi-am făcut sudat să mă întâlnesc. Eu am întâlnit din ianuarie, am sesizat către managerul de proiect. Dom'le, ce-o să dă? Nu am vrut să spun, eu spus că o să primim. Eu, ca și om de bună credință, care vreau să fac ceva în comunitate, am zis, da, dom'le, când o să vină? Pentru că se lucrez, știu ce înseamnă fonduri europene, știu că la un moment dat se mai blochează sistemul, se mai deblochează. Dar, dom'le, când o să vină, nu-i problema, pentru că facem. Ideea este că eu ce am fost invitat asta, deci n-am venit din capul meu, am aveam treaba, am treaba ca și noastră, așa, și am fost invitat asta aici să povestesc în dreptul meu, pentru că am primit niște acuzații așa prea frumos, sunt la locul lor. Dar nu știu de la cine le-ați primit, că tot la fel e la nivel de zvon. Păi, dacă eu am spus un contest, un contest, care e greu, e foarte greu să nu vorbim de face folete pentru pământ. E grav să mințiți copiii că nu au mâncare din cauza chetelii. Vreau să spuneți la părinte, din cauza incompetenței a managerului care nu așteau, pentru că ați avut un avans de 2 miliarde jumate. Ce a făcut cu banii? Unde sunt banii? Deci, părinte, cu părerea mea personală. Noi știam că o mai dar uite, nu vă condamnă. Nu e, nu sunt. Dar de ce managerul general nu a deci nu sunt în măsură eu să cer managerului, nu sunt în măsură să cer primarului. Eu dau să cer primarului. Azi am primit lista. Azi am primit lista ca să vedeți ce e cu transparența și de ce s-a ajuns la nivel de zbor. Acum văd că avem 34 de angajați la nivel de centru. Din care 4 sunt vacanți. Că nu este profesionalist. Părinte, noi cerem ține și nouă ne întreabă, eu ca simt ca un consilier, mă întreb oameni, tu, cine s-a angajat de acolo? Păi nu știu, decât îl cunosc pe pop. Trebuie eu că, da, părerea mea, Consiliul Local... S-a ținut și e atâta secretomanie. Dă-mi transparență. Ați dat lista, acum, asta e creierea de salarizat. V-am spus, nu ar contesta, dacă poți să-i făd așa, nu contestă nimeni. Activitatea transă, eu am urmărit, văd femeile care se desfășoară activitatea. Dar totuși sunt niște sincope acolo care
Eu sunt de acord la scritorii. Sunt de acord și pot să... Aveți tot sprijinul nostru. Bun, pot apărăzi în copii, nu este sistem. Ideea este că mată, ca și poții de local, să susțineți, să nu... Părinte, am și venit, am și venit cu varianta cea mai bună. Asumarea răspunderii. Și mâine aveți bani. Eu nu pot să vă... Păi și atunci, dacă el nu vrea să-și asume răspunderea, compartimentul... Vreți să ne obligați pe noi să mărtăm ce? Nu, ideea este că vă spun ce se întâmplă practic. Eu știu că ce se întâmplă. Practic vă spun ce se întâmplă. Eu personal, în faptul nu o să mai fiu plătit, dau demisia. Așa. Doamna Crucăre, spus de aștepta demisia, cum mai poate? Doamna psiholog, spus de aștepta ei cu demisia, cum mai putem funcționa? Și atunci acest proiect, cu siguranță, se va bloca în calitate. Și chiar va placa. Deci dacă nu găsim soluții, nu putem să ne putem să și șerșim și de la noi bani. Deci nu poți să nu învățați. Și în viață. Fondurile europene, mă sigură că pot învățați. Nu mai e cu și eu asta se cam cu proiectul. Că nu mai e bun să fie țară. Să ne suprapunem noi peste fondurile europene. Fondurile europene nu au spus așa ceva. Păi aș cum toate deciziile, domnul primar, hai să spunem. Atunci când vin cei de la fondurile europene, veniți cu denda cu un proiect fundamentat și eu vă dau cuvântul meu mare că eu vor sprijini acest proiect. Pentru că eu sunt în favoarea cetățenilor, a celor care sunt într-adevăr beneficiari direct. Bun, și până atunci noi cum funcționăm? Până atunci ce facem cu cei 50 de copii? Noi nu suntem, noi nu putem să dăm soluție tuturor. E cea mai bună variantă. Nu-i subiectul.
gratuit și copiii la centru nu se mănânce din nicăieri. Înseamnă că vreți să faceți șantaj la Consiliul Local ca noi să deliberăm, să adoptăm, să trecem prin toate fazele astea. La coada acolo în proiectul ăla. Cum? Și-o băga cineva coada acolo în proiectul ăla. Și-o băga coada. Ideea este că... Pentru că totul a plecat de la reclamațiile personalului de acolo. Nu au plecat de acolo. S-au făcut niște măgării. Nu, nu au plecat de acolo. Cu salarizarea, cu grila de salarizare. S-au făcut reclamații la UI. Nu de acolo. Vă arăt exact în rapoarte de la UI. Eu știu ce. Și de acolo au început și au pus oamenii între noi. Ideea este că... Vă spun real că nu s-au apărut problemele. Ideea este că noi, ăștia care au fost acordați pe proiect, n-am știut, pentru că n-am știut, n-am lucrat pe proiect, cel puțin la primărie, n-am știut să facem raportări. Și acele raporturi au fost readuse, au fost retrimise înapoi să le facem corect. Asta e toată povestea. Și cei care au fost responsabili... Părinte, cei care au fost responsabili de proiect, deja au plecat, au simțit că sunt groași de informații din circulă. Și au plecat și au dat demisia. De-aia au simțit că e neregulă ceva. Nu e adevărat, nu știu la demisia, dar ce fac demisia? De Manuela nu mai e care a fost manager. De Manuela n-a fost manager, dar nu a fost manager. Doar a ajutat proiectul, să-ți ținea proiectul. În calitate de ce? Manuela n-a fost manager, așa de-a fost manager. Ea nu putea să iei merite de proiectul, era proiect, era proiect, era proiect, de ce m-a proiectul? Că al legea să iei ceva, nu cum putea să. Apoi, de acolo, doamna celălalt care a plecat în capă, că băi, de la mătările care s-au făcut acolo. Dacă acolo era, și-a tras atenția. Am atras atenția și a zis, dom'le, lăsați femeia de servicii. De ce nu ați avut cum să-i facă? De cum eu am făcut reclamați, iar și cu ce puteți să ne dea cu mine. Înseamnă că e altfel mai grav. Nu e nicio mai grav. E pur și simplu despre rapoarte și despre faptul că noi le facem în ar și trebuie să învățăm cum să le facem. Deci ați recunoscut că nu le-ați făcut când? Ba da, le-a făcut, dar ei au venit cu niște complete. Asta e de făcut. Așa cum e de făcut. În momentul în care ei au venit rapoartele, au venit complete. Pentru că le-a făcut. Lucrurile acestea se poate că durează. Între timp, noi ce facem? Pentru că suntem absolut blocați. Noi nu avem domnul Tomaș. Și noi din cauza noastră, și din cauza noastră. Am ce trebuie să scrii din cauza noastră. Nu e din cauza dumneavoastră. Ci căutăm o soluție prin care să funcționăm. Da, noi am... Doamna contabilă, ați fost invitată din Consiliul Local să ne explicați. Cum putem debloca această situație? Trebuie să cere un raport și în plan să dăm 2 miliarde de lei. 2 miliarde. Bun. Asumarea de răspundere, ce zice? Ce spuneți? În primul rând vreau să vă spun că nu fac parte din acest proiect, dar mă ocup de situațiile financiare vis-a-vis de... Este un proiect integrat în bugetul local. Și... Asumarea de răspundere o face Consiliul Local. Orice modificare survenită în bugetul local se face doar în urma aprobării dumneavoastră. Eu nu pot să depun niciun fel de situație la ANAH fără să am în spate o hotărâre a Consiliului Local al dumneavoastră. Vă rog și vă întreb, dacă noi aprobăm în următoarea ședință, într-o câteva ședință, aprobăm și proiectul ăsta se va bloca, cine se face răspunzător de bani? În principiu, acest proiect nu se va bloca dacă noi toți o să punem umărul, astfel încât rapoartele făcute de domnii care fac parte pe proiect vor fi făcute așa cum sunt cerute de la OIR, de la Piatra Neamț și se va accelera situația astfel încât cererile de rambursare să fie aprobate cât mai curând. În momentul când cei 233.000 pe care a fost cererea de prefinanțare 1 vor fi justificați până la ultimul leu, dumneavoastră vor primi cele de prefinanțare 2 și atunci situația se va debloca. Dar eu nu pot să vă spun că mâine voi veni peste o lună, peste două. Asta n-am dus să știu eu. Dar ăștia 233.000, unde s-au dus banii ăștia? Acum salarii nu s-au luat, hai care s-au dus banii. Din câte mi-amintesc eu, acești 233.000 care au venit cere prefinanțare 1, au venit în luna aprilie 2021. Așa. Așa.
Și pe parcursul anului 2021 s-au plătit salarii, s-au plătit combustibil pentru transportul copiilor, s-au plătit personalul până la 30 noiembrie 2021 inclusiv. După care, din 3 în 3 luni, trebuiau puse câte o cerere de rambursare pentru o tranșă, pentru fiecare tranșă. Ați înțeles treaba asta, s-a pus cursul cu rapoartele bine. E o greșeală, greșește toată lumea. Nu, nu, nu este o greșeală. Eu au cerut cereri de clarificări. Pentru că anumite, și întâi trebuie aprobat raportul tehnic, ceea ce fac fiecare dintre ei pentru banii pe care îi primesc. După ce se aprobă raportul tehnic, se aprobă și raportul financiar. Astea sunt lucruri de durată. Deci banii o să vină, părerea mea asta, ca contabil. În momentul când o să se aprobe și cererea de rambursare numărul 3, așa, după aia pot solicita domnul manager, poate solicita cererii de prefinanțare 2. Și atunci vor primi o altă tranșă de bani din care vor cheltui. Dar dacă reiterez întrebarea domnului Ceasă, profesor, că nu ați înțeles-o. Dacă asta e partea unui variant, nu sunt variante. Varianta cealaltă, dacă proiectul într-adevăr îi descoperă că nu mai este eligibil și nu va mai fi finanțat, răspundeți-mi la întrebarea asta. Nu există că proiectul nu este eligibil. Proiectul este eligibil. În calitate de ce ne oferim siguranța asta? Pentru că există un contract de finanțare, domnul Toma. Proiectele astea se fac în urma unui contract de finanțare. S-a făcut un studiu de eligibilitate înainte de a se acorda banii ăștia și de noi am fi. Noi suntem eligibili. 90 noi comuna vorbim. Noi comuna. Doamna, vreau să vă aduc la conștiință că ați lipsit cât am dezvăluit în depotul discuției noastre. M-am uitat online, domnul Toma, și am văzut dat online. Dacă v-ați uitat online, înseamnă că v-ați prevalat de anumite informații. Adică, înseamnă că un raport de credit, practic cu 2%, primarul în speță, adică nu, bugetul comunică, nu, primarul va reprezi. Nu atâta nașă, exact, nu atâta nașă, facem distinții între autoritate executivă și deliberativă. Nu noi Consiliul Local, noi Consiliul Local doar cenzurăm cheltuielile absurde, la noi trebuie să vină nu cu discuții verbale, adică vă întreb în calitate de ce opinați că proiectul nu va fi blocat de Ministerul Fondurilor Europene, care deja l-a și blocat. Adică doar în calitate de ce? De ce? Am fost într-o ședință cu domnii de la OIR și s-a... Ați auzit acolo, am discutat chestia asta. Noi am discutat cu un director de la OIR, n-am discutat cu femeia de serviciu. Am discutat cu domnii de la serviciu. Vreau să veniți și încetățăniți ideea că noi, din punct de vedere legal, putem prelua un proiect de finanțare a fondurilor europene. Eu nu spun să preluați. Da? Eu v-am spus doar că acest proiect nu se va bloca. Este blocat în momentul ăsta când domnii o să... Dar rectificați, din punctul dumneavoastră de vedere, că dacă spuneți că nu se va bloca, asta e la forma infinitivă și implică că, într-adevăr, niciodată nu va fi bloca. Înțelegeți? Din punctul dumneavoastră de vedere, atât. Asta nu înseamnă că e real. Dacă permiteți să... Eu din câte știu, dacă greșesc, vreau să mă corectez în doamna comandantă, un moment specialist la mine, proiectul ăsta fiind eligibil, dacă o anumită axă sau o anumită lucruri nu va funcționa, cum zice acolo vorba, acea axă punctuală nu va fi plătită. Adică dacă... Dacă, de exemplu, eu vor da, pot demonstra că acele rapoarte făcute de mine în această perioadă nu sunt ok, banii mei nu vor plăti. Și vreți să acum noi să trecem peste fonduri europene, peste comisia lor de verificare de proces și să vă finanțăm noi o eroare? Nu, eu nu vă cer. Vreau să ascultați și cred că de asta nu ați înțeles ce am încercat să vă transmit. Nu vă cer treaba asta. Ideea este că și dacă îmi plăteam OIR-ul în fiecare lună, exista un management foarte, 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 foarte elaborat și cum a fost făcut proiectul ăsta, nu exista niciun manager pe lumea asta ca să știi să le așezi așa de bine, să funcționează totul, să funcționeze totul perfect. Pentru că așa sunt proiectele astea, apar, se copie, apar pronunțe. Ideea este că dacă mă plătea luna și descoperea peste 5 luni, peste un an, că iau un raport, am spus că am făcut și de activitate și de fapt n-am făcut-o, eu dădeam bani înapoi. Că proiectele pe fonduri europene nu se fură și așa este. Alea nu se pot fura, ele sunt verificate de scoarță-scoarță. Noi ca așa
Vreți ca tangențial să preia Consiliul Local? Adică o responsabilitate care nu există. Și vreți să nu un proiect. Să căutați soluții. Noi susținem finanța respectivă. Dar nu au venit cu proiectul. Unde? Ca și să căutați soluții, ca noi să nu-i dăm mâine demisia și proiectul ăsta să se trimite. Dacă ne vom da demisia, va să mai blocază încă 7-8 luni de zile și banii ăștia se pierd. Deci toți banii ăia, persoane care s-au plecat din proiect, au stat 5 luni numai după ce a fost de fotovoiți, nu a fost nimeni, 4 luni s-au jucat, banii ăia s-au fost mult mai bine. Au fost pe multe, banii ăia s-au pierdut, banii pe care îi putea câștiga în unii comunitate și făcea ceva pentru comunitate. Nu găsim soluții. Așa se vor pierde bani. Nu-i problema, că ia popa, că ia altcineva din bani. Ideea este că să găsim soluții ca acel copil cu care stătăm la psiholog să aibă cine să stea de vorbă. Bun, deci da? Altfel, acel copil găseam să fie odată în copac. Deci cum mergem la domnul care e managerul responsabil să vină cu proiectul respectiv? Domnule, haideți cu toți. Noi am fost invitați aici. Noi am fost invitați aici. Dar de ce putem face punctual fiecare? Eu mai pot vă spun eu pe lege să inițiat un proiect, ori un consilier, vreau să-l inițiez eu? Inițiat un proiect, ori primarul, ori un consilier din cei 12 aflați pe funcție. Ideea așa, ideea e, eu pot lucra de mâine la proiectul respectiv, domnul primar este aici de față și eu sunt un om de bună credință. Veniți cu toată documentația la grupul politic PNP. Să știți că noi avem sediu aici în sala de ședințe. Grupul politic PNP are sediu aici plus un sediu jos la intrare, acolo. Primit prin dispoziție a primarului în funcție. No, no, no. Veniți cu toate documentele, nu mă împic. E dispoziție, nu dumneavoastră, domnul primar. Nu, nu, vederea a fost la primul respectiv. Știm asta. Deci veniți cu documentele respective. Veniți cu domnul Dar, veniți cu toată documentația. Eu inițiez un proiect și la următoarea ședință, doamna secretar, luați în considerare că ceea ce discutăm acum trebuie să sintetizați în procesul verbal, pentru că face parte din deliberările care au avut loc în ședința de astăzi, oficial. Dar acolo nu merge cu totul la consilierilor. Nu, nu, un inițiator, eventual inițiator. Eu, dacă vreau să inițiez proiectul respectiv, legea îmi permite să inițiez proiectul respectiv, vreau să menționați asta în procesul verbal, că există posibilitatea ca pe viitor să vă aduc proiectul respectiv și să treceți pe ordinea de zi la următoarea ședință, ordinară sau extraordinară, sau de dat, dacă domnul primar consideră și de bună cuvință consideră că chiar e o urgență, și înseamnă că am rezolvat situația. La dumneavoastră nu e urgență să vă desfac turbine. Da, da, da. Deci nu e urgență să vă desfac turbine. E urgență să sunt mulți ca să se mănâncă la care nu ați să avizați azi, nu? Sau ce proiect? La următoarea ședință. Dumnealor, vin cu toată documentația. Eu inițiez proiectul respectiv. La documentație, când zice, la ce vă referiți, că nu înțeleg. Trebuie să vină cu rapoartele acele, e trecut aici cu ce? Dar nu le-a adus-o, poate le-a redoamna, scrie aici. Raportul tehnic 1, raportul tehnic 2, raportul tehnic 3, raportul tehnic 4, eligibilitatea cu privire la banii care s-au cheltuit, raportul de evacuare, de care okay, scuzați, nu era ok ca asta, înainte de ședință noastră, să cereți de la domnul. Le mai avem pe altcineva, mai au mai rămas noi în Comisia Economică.
Și aici trebuie să fac o completare. Aici e dată. Sentința e dată. Nu e dată, este adaptată copia. E adaptată. Capătul de cerere. Sentința e dată. Da, dar nu poate da aviz că asta zice. Asta, dar doi în comisie. Doi nu poate să trebuie să iei. Consiliul local cu domnul Ceasă. Domnul Ceasă a făcut apel pentru postul de viceprimar și pentru suma de bani, salariile care, dacă intra și câștiga procesul, era rămas să ia, el a făcut apel. Noi aici nu o să avem reprezentat. Nu o să ne reprezint. Consiliul local nu o să ne reprezentat din nimeni în proces. Sunt șanse foarte mari, pentru că nu putem depune nimic, nicio întâmpinare, nimic. Să câștige procesul, adică vreau să știe lumea ca să încerc. Dacă îmi permiteți, domnul primar, dacă îmi permiteți, procesul de sentința s-a dat. Procesul e câștigat pentru că s-a votat 6 cu vot deschis. Deci a fost instanța. Instanța a spus clar. Ce a zis numai că, deci l-a repus pe ceasă în funcție de consilier. Da. Da. Și avocatul meu a cerut. Funcția de viceprimar. Repunerea în funcție de viceprimar pentru că el nu a fost dat afară. Asta a cerut și la proces și a fost respins. Instanța a hotărât. Prefectura a cerut. Prefectura a cerut de 3 ori. Dați-mi ce a stat la baza demiterii domnului viceprimar. N-ați avut ce trimite pentru că nu a fost. Hotărârea o dată instanța. A primit banii pentru prima hotărâre. Eu mă abțin, nu vreau nici să-i influențe, dar vreau să-i hotărâți ce vreau. Bine, dar acum, oricum, procesul s-a amânat până pe 7 octombrie. Deci e un recurs la sentință pe capătul de cerere. Pentru că ei ce au zis? Îl dăm pe ceasă din consilier și-o pentru tot automat. Dar noi aveam 30 zile la dispoziție să depunem întâmpinare. De asta nu trebuie să fie un nu pot eu depune. Nu am reprezentat juridic. Nu sunt eu reprezentant juridic. Nu sunt avocat sau jurist. Dar dacă nu mi-ai dat un jurist, ca să avem să mai din cu asta e. Când am depus, mi-a cerut la fiecare proces să avem proiect. Acum când am adus proiect pentru acest proces, nu mi-a dat aviz. Puteți delega pe deci, duceți în eroare, vreți da. Acest proces să fie câștigat, e clar, simplu, și vreți ca să, dacă am reprezentat, automat că o să ajut. Da. Știi că cauza că nu are cine să ne reprezinte. Pe dumneavoastră, să locală pe mine. Ați putea, dacă nu dați voi să opinezi, aveți dreptate ce spuneți, dar ați putea totuși, dumneavoastră, ca să depășiți situația în care am ajuns, să dați o dispoziție și să delegați persoană cu studii juridice din cadrul departamentului de specialitate, în cadrul în care avem, în cazul în care nu avem, asta înseamnă o disfuncționalitate cu privire la funcționalitatea aparatului de specialitate a unui UAT. Nu, nu trebuie să îndeplinești. Așa, de la noi nu e structurat pe departamente, noi nu avem șef de departamente, nimeni nu-și asume nimic. Aici fiecare la îndată în profesie. Nu știu dacă noi avem un post de jurist care e vacant. Urmează să fie la scos, scos la concurs. Secretarul e ocupat temporar. Nu știu. Nu are studii juridice. Studii juridice. Nu are niciun consilier juridic sau să îndeplinească. Puteți să angajați temporar. Că nu uite. Da, dar să angajați temporar. Nu, aici trebuia să depunem întâmpinarea 30 zile. Așa. Un concurs nu durează 30 zile. Durează minim 2 luni. Ca să se ocupe un post. Orice. Deci trecem la diverse pentru că proiectul ăsta a fost prezentat și felicitări domnul Ceasă pentru. La diverse, dacă îmi permiteți, doamna președintă, am o solicitare din partea unor cetățeni din satul Chetriș privind reamenajarea monumentului ridicat de 500 euro. Deci nu e desfințare, e reamenajare. Acești oameni, ei cu un tabel în spate, l-aveți atașat, am și dat număr de ordine, domnul primar. Deci oamenii sunt binevoitori, vor să vină, să chiar să facem voluntare, să redimensionăm hexagonul ăla de acolo, pentru că și așa e vraiște, nu mai e nici cu iarbă, nici cu flori. Dar e foarte frumos. E foarte frumos, pentru că au lucrat băieții acolo, din la noi,
Și au din în fiecare an să tipește cu ciment plăcerea pentru ca joc. Deci copiii nu au o să joace. Am? Asta e problema. Au copiii vor să joace. Vor să joace acolo. Acolo s-au jucat întotdeauna. Vor să lasă să zbori acolo. Deci redimensionăm. Mai micuți ca copiii să aibă. Dar puteți să le amenajați. Păi asta, aia am cerut. În acea piață. Dați vă supărit că acolo odată pe aia, da? Ne găsim la monument. Problema este că ăla se poate amenajat foarte bine. Sigur, sigur, putem da destinația că îi scoate de joc. Așa numai că trebuie gândit, după cum trebuie gândit cumva strategic, adică trebuie gândit așezat, păi, sunt ca copilul ăla spus de a trăsare din strângiul, spus de a trăsare din capul din cruce sau invers. Și trebuie și dacă un proiectant își asumă toate jucăriile pe acolo, s-a pus să fim astea leagă și să începe și foarte bine și e binevenit. Dar ce are o caracter de urgență, dacă iarăși îmi permiteți, domnul primar, ca să dă o dispoziție, adică lucrurile care au caracter de urgență, nu trebuie neapărat să trebuie să facem din asta un lucru extrem de complicat. Dacă e ceva de intervenit, de urmărat, care trebuie să fie judici în cetățenie, nu trebuie să fie judici în cetățenie. Vă rog, veni cu poliția să vă duceți cu copil acolo, pe ora cu copil. Domnul Țeaca, să mai aveți acolo deschis poarta aia și joacă acolo. Hai să suntem absurzi. Ești, dar vă rog, în locul ceasă, dar să mă întrebați de ea. Clar, ce v-ați gândit, dar ăsta e gata, e propus pentru un proiect de poliție. Și aș vrea să întreb cine administrează site-ul primăriei de ori, da? Da, domnule, vreau să vă întreb. Cine administrează? Nu, nu site oficial. Dar care site? Contul de Facebook. Dar sunt mai multe timp pe care sau nu. Cine? Nu, nu, nu. Primăria de comunitate. Vorbim de Facebook, nu de site oficial. Pe Facebook, pe Facebook vorbesc. Cine? Pentru că acolo se scrie numele Consiliul Local. Sunt mai multe. Și numele primăriei, sunt mai multe. Ca să pun și întrebarea. Păi mi-a spus-o, cine are de ce? Pentru primărie. De ce facem? Și da, și de ce se face asemenea? Pentru că noi la realizări pe site-ul ăla, noi nu avem decât doi tineri frumoși sau căsătorii. Încă doi tineri, acum dacă tot ăla crește cu părinții, se trece și matrimonial. A trecut la domnul, dar nu s-a învățat. Pentru că tot folosim site-ul. Informatele din care primește oameni, prima întrebare. Site-ul primăriei oficial, site-ul pe Facebook, sunt mai multe. Cum una ta mașcă care e administrat din câte știu de domnul Barbate. Sunt mai multe pagini care se administrează lucruri. Nu e nimic oficial juridic, administrăm eu sau altcineva. Oricine poate face postări acolo și mențin. Și dumneavoastră puteți face și eu. Nu știu, aveți pagini pe Facebook care postați pe aia. Deci acolo oricine are dreptul să-și facă bani. Răspunsul era că dumneavoastră administrați și vă asumați. Mâna până de pace, sunt mai multe pace. Corect, corect, sunt mai multe pace de comuna ta. Asta e. Administrarea e primăria comunitară. Așa e comuna ta, așa e comuna ta, semnii care știu că e. Bun. Sunt mai multe pace. Nu este asta. Dacă unul vedem la realizările primarului comunitară, sau că sunt doi tineri frumoși, încă doi, a face un 4, 5, 3, nu de informat. Poate posteze orice duce. Da! Și nu are nicio rea. Nu posteze pe pacea. Dar primăria comunei Tamaș e reprezentată de primarul de Consiliul Local. Consiliul Local să-și facă un pacea de fidu. Nu înțeleg ce greșesc eu. Eu, este și Consiliul Local. Consiliul Local, eu atestez cu prezent. Uitați, de ce? Doamne, mi-a zis o pacea. Nu e de la mine, e legal. Și mai ați mai pus întrebarea a doua, puteți să repetați, vă rog, la doua întrebare? A doua întrebare, cu părinte, ne-a zis că dacă tot s-a administrat totul ăsta, se trece și la matrimonia, ne-a trecut la totul, sau că... Și ar vrea să răspund și la cederea pentru Consiliul Local, eu am primit, am schimb săptămâna trecută, am vorbit cu o mare parte din părinți, acolo e un monument, nu un loc de joacă.
În fiecare an îl reabilitez. Iarba nu o să crească pentru că sunt copii, o cală că se joacă. Dar, în schimb, am găsit o, o variantă bună din părinții noastre, domnului. În spate, pe drum, am înțeles că eu, este acolo un spațiu pentru domeniul, un spațiu în domeniul public și o să încercăm să găsim acolo soluții, să punem pentru copii. În schimb, de la monument până la parc, e un kilometru. Nu e mult. Eu, când eram copil, fără nicio școlare, mergeam de un kilometru. La frumicat, până la rapa, fi jos. Iar de bar, mergeam la școală. Nu cred că e. Dar, așa am crescut. Mulțumim. Doamna Păsăbare. Încă nu s-o terminat. Doamna. Ne dădu cu garbul ăsta de la terenul de scoală. Pentru că nu mai rămâne nicio sârmă. Toate sunt desfăcute. Luați măsuri, măcar să fie prinse. Neapărat trupă. N-am văzut cumva, n-am văzut pe cineva că nu trebuie. Ați lăsat pe cineva, probabil, care să îngrijească acolo. Calea de acces, ai zis de prima trebuie. Neapărat trebuie făcut, e că vor lipsi. Să știți. Doamna consilieră, este vicele primare Ivoscoda, primarul are atâtea în capul lui. Îi vă rog să păsați în parc, să facă garul la parc. Dar eu n-am spus. Lui. N-am spus. Și ce mai bun e la președinte? Vă rog, domnule. Vă rog, domnule. Dumneavoastră pregătiți. Bine, ce să vă rog, domnule. Nu a fost o primă. Ședințe din Consiliu se durează 3-4 ore. O oră. Vă rog, de activitate. Și luna lui iunie, vom pregăti de timp și să facem de la un la un an de zile de activitate. V-am dat raportul de activitate, dacă nu l-ați citat multe ședințe. Vreau să faceți activitatea pe un an de zile. Păi ăla, e de raportul de activitate. S-au prezentat în Consiliul Local. Dar la anul în care nu face anual, domnul Bucur. La anual, în decembrie, la anul să luăm acasă. Da, eu vreau ca să... Vreau să prezentați în Consiliul. Doamna președinte, interpelare, doamna secretar general, mă adresez dumneavoastră, pentru că dumneavoastră aveți obligații care rezidă în fișa postului. Dumneavoastră mi se... am citit hotărârea judecătorească la care face referire domnul Ceasă. Dumneavoastră acum sunteți îndreptățită să sesizați instanța de judecată și să notificați instanța, de fapt, să validăm al 13-a consiliere. Deci ar vrea să repetați în procesul verbal că eu, în calitate de secretar al grupului politic PNL, noi PNL solicităm ca la următoarea ședință ori inițiem noi un proiect, ori inițiază domnul primar un proiect prin care să intrăm și noi în legalitate, adică al 13-a consilier să aibă dreptul prin lege să dezbate și să participe la vot. Am dat voie să vă răspund, doamne, să fie este validat, dar având în vedere procesul cu domnul Ceasă, deci el a fost validat în locul domnului Ceasă, prin câștigarea locului înapoi în Consiliu, domnul Videni nu a mai putut fi validat pe locul domnului Ceasă, că era... Exact, asta e cu speța cu domnul Videni, nu mă refer la... Păi dacă el este validat, validare în locul domnului Ceasă. Dar alianța a demonstrat că nu poate în locul lui Ceasă, pentru că domnul Ceasă este consilier în funcție. Atunci, nu are vacatare în locul domnului primar. S-a făcut validarea în locul domnului primar, iar instanța a suspendat judecarea cauzei pe motiv că domnul Videne nu a fost invalidat. El este validat până la definitivarea, până se va pronunța o sentință definitivă și nu s-a definitivat. Păi nu s-a definitivat, de asta vă spuneam că este recurs acum, până nu se pronunță o sentință definitiv și irrevocabilă în dosar. Deci e recurs sau apel, pentru că asta nu mai este recurs. Este recurs. Este doar în anulare la condamnare. De ce este apel de ceasă? Este recurs. Recurs la capătul de cerere. A, în capăt de cerere, aia altceva. Capătul în care sentința e pronunțată acolo. Sentința e pronunțată acolo. Să se pronunțe pe un alt capăt de cerere. Dacă îmi dați voie, recursul este, nu este împotriva capătului de cerere, este împotriva sentinței. Deci, instanța de recurs poate să ia cu totul altă hotărâre. Eu nu pot să știu ce hotărâre o să ia instanța. Trebuie să avem în dosar 2320, dacă nu mă înșel, trebuie să fie definitiv și revocabil. Dar la România nu există instituția recursului. Recursul este banul.
Iată, bine, este reacție. Dacă nu mai sunt la diverse, nu mai e nimic de spus. Eu de plată și invitatul. Optim? Invitatul nostru, poate vrea să... Domnul Alocare, aveți ceva? Dacă vă grăbiți, nu mai zic nimic. Să spunem câte ceva, că așa e corect, că nu venim degeaba aici. Dar prima dată aș vrea să vă refreșați memoriile și atunci când folosim cifre, să nu fabulăm în bani vechi. O trecut atât de mult timp, de când lucrăm în ron și în bănuții ăștia, mai avem un pic și ne bate euro la funduleț, iar dumneavoastră miliarde și mii de mii care nici nu pot fi citite. Bă, oameni, sunteți antici. Vorbesc